Bate și ți se va deschide. Cere și ți se va da. Vă vorbeam în povestea când Dumnezeu vindecă oamenii prin oameni, despre colega mea care mă rugase să-l primesc pe fratele său la o consultație inforenergetică și despre faptul că acesta a primit ajutorul lui Dumnezeu exact în momentul în care nu mai avea nicio speranță. Vă dați seama că toată familia aceasta a fost cucerită iremediabil de această terapie și încrederea dumnealor a crescut vertiginos? La câteva zile după această întâmplare, colega mea a coborât din nou în biroul meu care se afla la parterul clădirii, cu încă o rugăminte extrem de importantă și la fel de sinceră ca și cea anterioară. De data aceasta era vorba de sora sa, care rămăsese fără un loc de muncă și cam în aceeași perioadă s-a întâmplat ca soțul să înceapă să consume mai multe băuturi alcoolice decât de obicei, iar copiii începuse și ei să aibă un declin în activitățile lor școlare. Am acceptat cu aceeași bucurie cu care accept orice pacient care ne are nevoie de ajutor și am convenit ca aceasta să vină chiar a doua zi să o cunosc. În dimineața următoare, în fața biroului meu, mă aștepta colega mea împreună cu sora sa. ne a făcut prezentările de rigoare, după care a plecat la ea în birou, urmând să anunț când vom termina ceea ce avem de făcut. Am stat puțin de vorbă cu această doamnă, care era copleșită de evenimentele care luaseră o turnură atât de neplăcută în familia dumneai ei. Mi-a povestit cum toată secția în care lucrase s-a desfințat, lucru care a dus în mod firesc la șomajul tuturor salariatelor, printre care și ea. Apoi modul neplăcut în care soțul dumisale primise această veste și faptul că în loc să se mobilizeze, să încerce să suplinească lipsa financiară a familiei, acesta a început să consume din ce în ce mai multe băuturi alcoolice, de unde și discuțiile inerente, care mereu se terminau invariabil cu scandaluri și reproșuri de ambele părți. Profitind de starea tensionată dintre părinți, ambii copii ai familiei începuseră să lipsească de la școală, ba chiar le interesul de a învăța și deci notele acestora scăzuseră vertiginos. De unde în mod fire și tristețea și disconfortul pe care această doamnă îl resimțea zilnic. Se simțea total neputincioasă în fața tuturor acestor evenimente neplăcute din familia ei. Nu știa și nici nu înțelegea de ce îi se întâmplau toate acestea și, auzind de întâmplarea fratelui său, decisese să încerce și această terapie inforenergetică. S-a întâmplat să ne placă una de alta de la prima vedere și astfel încrederea dumisale să fie absolută în primul rând în mine ca om, iar apoi în această tehnică de lucru benefică tuturor celor care o accesează. Și astfel, din vorbă în vorbă, pe nesimțite am început să-i dau sfaturile necesare pentru soluționarea acestor probleme cu care aceasta se confrunta. Am aplicat terapia inforenergetică pe dumneai ei și pe toată familia. I-am făcut câteva recomandări pentru perioada cât nu ne vom vedea, iar apoi am sunat-o pe colega mea să vină să se întâlnească cu sora sa. Am convenit să ne întâlnim din nou peste două zile, așa cum ne ieșea pe măsurătorile infoenergetice. Aici este imperios necesar să menționez că fiecare pacient este un caz aparte și tot ceea ce îi recomanzi tu ca terapeut este strict personalizat fiecărui pacient în parte. După două zile, pacienta mea mă aștepta în fața biroului meu nerăbdătoare să îmi spună că unele dintre probleme au început ușor, ușor să se atenueze. Era mult mai liniștită, mult mai încrezătoare că lucrurile din viața sa se vor reașeza în matca lor. Am continuat să facem ceea ce include această terapie, am făcut câteva măsurători prin care am comunicat pacientei mele că în foarte scurt timp va fi rechemată la fostul loc de muncă, unde va fi pusă șefă peste un grup de colege, că soțul își va revizui atitudinea față de familie și față de viciul care l-a tinsese, iar copiii vor termina școala în cele mai bune condiții. Auzind toate acestea, a avut o ușoară reținere și chiar a negat că ar putea ca toate acestea să se întâmple. Am verificat când anume ne vom întâlni și ne-am despărțit ca două bune prietene care se întâlniseră să mai povestească una cu cealaltă despre lume, viață și toate meandrele ei. Peste alte trei zile, pacienta mea m-a așteptat la ușa biroului meu, extrem de zâmbitoare, extrem de fericită. Primise deja telefonul care o anunțase că în scurt timp va fi rechemată la serviciu și că va avea o funcție de conducere. Era atât de fericită, era atât de încântată că și-a ascultat sufletul și a venit să mă cunoască și să acceseze această cunoaștere. Îmi tot mulțumea moment în care am rugat-o să nu mai mulțumească mie, ci bunului Dumnezeu, care a îngăduit ca toate aceste lucruri să se întâmple în viața sa. Aici aș dori să vă spun următorul adevăr. Când Dumnezeu ne închide o ușă, o face spre binele nostru, deoarece nu mai este locul optim, benefic și necesar pentru noi și atunci decide să ne deschidă o altă ușă, în spatele căreia să se afle lucruri mult superioare celor avute anterior. Atât, doar atât a fost necesar să ne întâlnim. Trei ședințe ca Dumnezeu să-i deschide larg o altă ușă care să-i bucure sufletul, să se simtă fericită și împlinită, iar viața sa să ia o altă turnură, de data aceasta, una extrem de benefică. La sfârșitul anului școlar am primit informația că ambii copii au terminat foarte bine școala, iar soțul deja reintrase în viața de familie mult mai degajat, fără viciu care preconiza un mare dezastru în viața sa. Mult mai liniștit, ba chiar plin de optimist. Și bună dispoziție. Ori de câte ori un pacient al meu își regăsește drumul și buna dispoziție, eu sunt cel mai fericit om de pe pământ, deoarece Dumnezeu a ales ca și eu să-i fiu soldat disciplinat, care să ducă la îndeplinire sarcinile primite ca misiune personală pe acest pământ. Nu am cuvinte de mulțumire către el că a dorit ca și eu să fac parte din oastea sa de lumină, să aplic. Și să ajut cât mai mulți oameni cu această cunoaștere atât de benefică și atât de necesară. Am urmărit în timp evoluția pacientei mele, iar toate acele informații primite mi-au bucurat sufletul, aflând numai lucruri bune despre Dumnezeu. Acum să nu credeți, Doamne ferește, că mă trufesc cumva sau că afirm că a început să curgă mierea la robinetul vieții dumisale. însă faptul că lucrurile au intrat pe un făgaș normal, înseamnă foarte mult. Înseamnă că Dumnezeu este omniprezent și omnipotent și totdeauna este lângă noi atunci când îi cerem ajutorul. Știm cu toți ceea ce scrie în Sfânta Biblie. Bate și ți se va deschide, cere și ți se va da, caută și vei găsi. Problema este să avem disponibilitatea să o facem în orice moment al vieții noastre, de la cele mai mici probleme până la cele din care credem că nu vom mai putea ieși nici când. Să avem credința sinceră și fermă că orice vom cere ni se va da, că orice vom căuta vom găsi și ori de câte ori vom bate la ușa Tatălui Ceresc, acesta ne va deschide ușa Primindu-ne cu mare bucurie să ne ajute și să ne sprijine în toate acțiunile noastre. Ca și în cuvânt de încheiere a acestei povestiri, nu voi insista să veniți neapărat la mine, deoarece există posibilitatea ca unii dintre voi să nu fiți în misiunea mea personală. Și în aceste condiții să nu vă pot ajuta eu. Însă vă sfătuiesc cu dragoste și cu multă sinceritate să mergeți în casa Tatălui. În biserici, să vorbiți cu el, să-i spuneți ce vă frământă, ce vă doare, de ce anume aveți nevoie în anumite momente. Iar dacă auziți că cineva cu astfel de cunoaștere vă poate ajuta, să mergeți cu încredere, să colaborați cu acel terapeut, astfel încât viața voastră să reinte pe făgașul său firesc și normal, iar zâmbetul și fericirea să înlocuiască tristețea și nefericirea care ne cuprinde câteodată pe fiecare dintre noi. Ispite, ispite și iar ispite. În povestirile mele anterioare acesteia, în care Dumnezeu vindecă oamenii prin oameni și în bate și ți se va deschide, cere și ți se va da, există un numitor comun, acesta fiind colega mea, care m-a rugat să-i ajut pe fratele, respectiv pe sora sa. De data aceasta am decis să scriu ultima poveste care are același numitor comun povestind și despre ajutorul pe care aceasta l-a cerut acum pentru mama dumisale după cele întâmplate cu cei doi membri ai familiei respective colega mea destul de timidă a venit într-o zi să mă roage să o ajut într-o problemă în care de data aceasta eroina principală urma să fie mama sa. Nu avea curajul să mă întrebe, considerând că problema dânsii este extrem de gravă, iar această terapie nu credea că ar fi putut o ajuta, cu toate că în chiar familia sa se întâmplaseră lucruri minunate, chiar miraculoase, putem spune. Deci a venit și mi-a povestit că mama ei fusese supusă unei operații de colon, în urma căreia i se construise un anus contra naturii, era extrem de tristă, abătută și descurajată că o va pierde. Am întrebat unde locuiește aceasta și am aflat că locuia undeva în provincie, iar a merge zi de zi la dânsa pentru terapie inforenergetică era aproape imposibil, având în vedere că programul nostru de lucru era zilnic de la ora 8 la ora 16.30. Am verificat dacă aceasta este misiunea mea personală și dacă am permisiunea de a lucra pe dumnea ei. Având aceste confirmări, i-am propus colegei mele să-mi aducă o fotografie a mamei sale și, de data aceasta, să lucrăm telepatic. Lucrând telepatic, poți ajuta un pacient, indiferent la ce distanță se află acesta. În infor energetică, nu există blindaje de niciun fel. Nu există restricții de aplicare a acestei tehnici de lucru, gen, rasă, culoare, apartenență religioasă sau politică, distanță sau convingeri de orice fel. Dacă cineva are nevoie de ajutor, îl poți ajuta oriunde s-ar afla. De a doua zi am început să lucrăm zilnic pe mama sa astfel. I-am dat câteva indicații fitoterapeutice pentru a se ocupa și de locul în care se făcuse operația pentru a se vindeca mai bine și mai repede. I-am recomandat diverse ceaiuri și diverse lucruri pe care aceasta le făcea paralel cu tratamentul medicamentos recomandat de medici. Ceaiurile și băile de șezut aplicate în aceeași perioadă cu terapia inforenergetică, plus diverse indicații personalizate pentru doamna respectivă, au condus în scurt timp la rezultate remarcabile. Ba, am avut și confirmarea medicilor, unde fusese chemată la control după trei luni de la operație. Aceștia erau extrem de încântați de faptul că zona operată se vindecase atât de bine, încât deja se punea problema revenirii la faza inițială dinaintea operației. Eram extrem de încântate amândouă de faptul că mama acesteia se simțea mult mai bine și că nu se va mai chinui cu anusul contra naturii, care nu este un lucru prea plăcut. Însă, așa cum se știe, în viața tuturor mai există și ispite de toate tipurile, alimentare, de conduită, de spiritualitate, de influențe mai puțin pozitive venite din partea altor persoane care, din diverse motive, ne promit marea cu sarea și, de fapt, nu pot să ne ofere nimic ceva în afară de iluzii. Și atunci, când credința noastră este oscilantă și când încrederea noastră în Dumnezeu este minimală, se întâmplă să facem lucruri mai puțin bune care, invariabil, duc la evenimente de necontrolat. Cam așa s-a întâmplat și cu pacienta mea, care în dorința de a grăbi poate lucrurile, din dorința de a face și altceva în afară de ceea ce îi recomandasem eu și domnii doctori, a făcut o gravă greșeală pentru care a plătit un preț mult, mult prea mare. În ciuda faptului că medicii hotăruseră ca în următoarea lună să meargă pentru a se efectua operația de revenire la normal, dânsa, probabil influențată de vecinele din sat, a luat decizia să meargă și la o bătrână din acel sat care se ocupa cu magia albă. Aici este imperios necesar să fac o precizare. Magia, indiferent de culoarea pe care o are, Pusă, firește, de cea care o practică, tot magie este. Pot fi puse pe pereții respectivei persoane oricâte icoane. Asta nu înseamnă că ceea ce se întâmplă acolo este făcut cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că, mergând și accesând această cunoaștere, ne vom putea rezolva problemele. Și iată. Într-o sâmbătă, când colega mea a mers în vizită la mama ei, a fost rugată de aceasta să o ducă la marginea satului la o bătrână care credea dânsa o va ajuta mult mai rapid. Colega mea, neștiind despre ce este vorba, însă dorind să o vadă cât mai fericită și mulțumită pe mama sa, a acceptat fără prea multe insistențe. Nici o secundă nu i-a trecut prin cap să mă sune, să mă întrebe, să afle despre ce este vorba. Pur și simplu a urcat-o pe mama sa în mașină și a dus-o la adresa indicată de aceasta. Ce, dar mai ales cum s-au desfășurat lucrurile, nu poate ști decât mama colegei mele, respectiv persoana la care aceasta a mers. S-a întâmplat că în următoarea săptămână, și eu, ca și colega mea, să avem mai multe lucrări ca de obicei, și cu toate că lucram zilnic pe mama sa nu am apucat să vorbim amândouă, deci nici nu am fost anunțată de evenimentul care se petrecuse cu o săptămână în urmă. De câte ori lucram, eram consternată că ceea ce făceam astăzi, mâine, era ca și când nu făcusem absolut nimic o zi înainte. Și așa, cum spun mereu, fiind un soldat disciplinat, am continuat să lucrez, convinsă fiind că poate mama colegei mele s-a supărat cu cineva, este nemulțumită de ceva, așa cum se întâmplă de multe ori cu oamenii mai înetate, care au și probleme de sănătate și alte probleme, până într-o zi când nu am mai avut permisiunea să lucrez. Luni, în următoarea săptămână, colega mea nu a venit la serviciu, la fel și în zilele următoare. Cum, din principiu, sunt o persoană discretă, care nu-și bagă în problemele celorlalți decât atât cât este necesar să le fie de folos, nici nu mi-a trecut prin cap să întreb de ce lipsește colega mea de la serviciu. Am așteptat ca aceasta să revină și să vorbesc așa cum de altfel este normal, privind-o în ochii. După o săptămână, aceasta a apărut la birou îmbrăcată în doliu. Am avut un șoc, neînțelegând ce se întâmplă. Aceasta a început să plângă și să-mi spună că mama sa murise cu câteva zile în urmă. Nu îmi venea să cred urechilor, nu înțelegeam de ce s-a întâmplat acest lucru și abia acum înțelegeam de ce în ultimile zile nu avusese în voi să lucrez pe mama sa. Întrebând ce s-a întâmplat, aceasta mi-a spus că pur și simplu a murit. Deoarece era o informație care nu se cupla deloc cu informațiile primite anterior, dar mai ales cu decizia medicilor de a o opera din nou pentru a reveni la faza inițială, am rugat-o pe colega mea să se concentreze și să-mi spună ce anume a făcut în plus sau în minus față de ceea ce făcuse anterior. Aceasta, inițial, a negat că ar fi făcut altceva decât ceea ce îi se recomandase de către medici și de către mine. La insistențele mele de a-și aduce aminte, mi-a povestit cum, cu o săptămână înainte de moartea mamei sale, aceasta o rugase să meargă la o bătrână din sat, care făcea magie albă. Nu venea să cred ceea ce auzeam. Am mai întrebat-o încă o dată dacă ceea ce mi-a spus nu cumva este eronat, dacă nu cumva a mers doar la o prietenă a mamei sale. Din păcate, aceasta a confirmat faptul că fusese la o bătrână care se ocupa cu magie albă. În acel moment am făcut ceva ce nu credeam să fac vreodată în calitatea mea de terapeut. M-am supărat atât de rău, moment în care am început să țip la colega mea cum de a făcut așa o greșeală majoră. Cum și-a permis să-și pună mama într-un așa mare pericol, care s-a dovedit ai fi fatal? Cum de nu a avut amabilitatea să mă întrebe, mai ales că această pacientă era și responsabilitatea mea. Cum să facă o așa greșeală? Aceasta a rămas cu gura căscată, nevenindu-i să creadă că eu pot fi atât de supărată, pot fi atât de agresivă, verbal. Eram atât de supărată, eram atât de dezamăgită de colega mea, care fără să vrea își pusese mama într-un mare pericol, făcând o greșeală iremediabilă pe care nu și-a putut o ierta niciodată. Mă durea că mi ieșisem din fire, însă ceea ce se întâmplase era o greșeală de neiertat, o greșeală peste care nu se putea trece atât de ușor. După ce am spus ce aveam de spus, m-am așezat pe un scaun și am intrat pe rugăciune. Simțeam că dacă în acel moment nu vorbesc cu Dumnezeu, voi muri de inimă rea. Atât de necăjită, atât de supărată și furioasă eram, în primul rând, pe mine, pentru că nu m-am gândit și la această posibilitate. Și deci, nu am avut cum să o salvez pe această pacientă a mea, care din ignoranță a plătit cu viața. Îl întrebam pe Dumnezeu de ce a permis să se întâmple aceste lucruri, de ce a îngăduit ca acea persoană să facă o greșeală atât de mare încât să plătească cu viața. Eram atât de mâhnită, eram atât de supărată pe mine că nu prevăzusem că aceasta ar putea să ia o astfel de decizie care să ducă la un așa deznodământ. După vreo 15 minute de rugăciune, am reușit să mă liniște și să mă adun să pot vorbi cu colega mea și să-i explic un lucru elementar. Nu putem să mergem la brac și cu Dumnezeu și cu urâtul, este imposibil. De aceea Dumnezeu ne-a făcut acest dar minunat care se numește liberul arbitru, în care nici măcar Dumnezeu nu se bagă, nu l-încalcă. Am stat cu ea de vorbă și am explicat cum se întâmplă în situația în care vrem să facem o așa mare greșeală. Toți avem dreptul să facem alegeri, că sunt bune sau mai puțin bune. Că acea decizie ne duce către bucurii sau tristeți este problema fiecăruia dintre noi. Însă eu am o altă problemă care mă frământă permanent. Aceea este că întotdeauna îmi doresc ca oamenii să cunoască, iar dacă nu cunosc, să se informeze. Ambele variante n amănând că atunci când fac o alegere, aceea să fie una în cunoștință de cauză. Nu-mi place ca oamenii să ia decizii fără a se informa, fără a ști în amănunt ambele variante. Numai așa un om poate avea un liber arbitru limpede și curat. Numai atunci decizia luată va putea fi una benefică. Nu poți să stai între două forțe diametral opuse. Și acum am să vă rog să faceți un exercițiu de imaginație. Imaginați-vă cum ar fi să luați două fire electrice băgate în priză, în nul și în fază, iar tu să pui o mână pe fază și una pe nul. Ce crezi că se va întâmpla? Crezi că îți va fi bine? Mă tem că nu. În mod cert te va curenta rău de tot. Asta în condițiile în care nu te va omori pe loc. Așa și cu pacienta mea care a plătit atât de scump greșala de a nu se fi informat, de a nu fi întrebat, de a se decide în necunoștință de cauză. Am regretat și atunci ca și acum că nu am avut inspirația să le avertizez de un astfel de pericol, că nu le-am prevenit că ar putea să apară ispita, acea ispită care pare de nerefuzat, acea ispită care ne paște pe toți la fiecare colț de stradă. Și problema este că întotdeauna vine ambalată frumos, cu vândițe, cu promisiuni, care mai de care mai incitante, care mai de care de nerefuzat. Însă, după ce te lași să curgi în direcția indicată de ispita ta, știi ce se întâmplă? Invariabil același lucru, Conștientizezi că ai luat o mare țeapă, îți dai seama că ai fost păcălit, îți dai seama că ai făcut cea mai mare greșeală a vieții tale. Degeaba apar regretele, degeaba mai încerci să repar. Sunt momente când, oricât de mult îți dorești, nu vei reuși să mai repar ceea ce ai stricat. Aceste ispite, în general, sunt lecțiile vieții noastre. Ele ne ajută să evoluăm exact pe acel segment în care avem cele mai puține cunoștințe, cele mai puține informații, cele mai puține abilități, tocmai pentru a învăța, pentru a putea să evoluăm și să promovăm aceste examene ale vieții. Problema apare atunci când, în loc să ne informăm, în loc să învățăm, în loc să ne perfecționăm pe acel segment, noi, fără nicio bază ne apucăm să luăm decizii care în scurt timp se dovedesc a fi cât se poate de nocive pentru noi problema apare atunci când din diverse motive orgoliu mândrie credința că ție nu ți se poate întâmpla nimic neprevăzut de tine însăți iei decizii fără să știi care sunt cele două opțiuni pro și contra fără să știi exact la ce te expui nu este o rușine să întrebi avem posibilități nelimitate, cărți, ziare, reviste, net, unde cu două clicuri afli orice dorești, deci nu mai ai scuza că nu ai avut de unde să te informezi. Acum, posibilitățile de informare sunt infinite, iar în cazul unui terapeut, medic, preot, profesor, etc., ai posibilitatea și chiar obligația să întrebi ce te frământă, ce nu ai înțeles. Iar aceștia, la rândul lor, au obligația, cel puțin morală, să-ți răspundă. Deci, ca și o concluzie, dragul meu prieten, nu te lăsa ispitit, nu te lăsa în voia sorții. Informează-te, întreabă, citește, perfecționează-te în domeniul în care simți că nu ai evoluat suficient, iar apoi, punând în balanța sufletului tău cele două opțiuni, vei putea să iei cele mai bune decizii în privința vieții tale. Numai așa poți avea rezultate bune și foarte bune în toate domeniile vieții tale. Numai așa și numai așa poți să îți creezi un drum frumos pe care pășind pas cu pas să afirm cu bucurie Sunt fericit! Fericit! Când rugăciunea este terapia însăși, Astăzi m-am gândit că este cazul să înțelegeți de ce afirm că această terapie inforenergetică se bazează pe învățăturile Sfintei Scripturi. În acest sens îmi aduc aminte de mai multe cazuri pe care le-am tratat, în care rugăciunea a luat locul terapiei și a schimbat vieți. Din multitudinea acestora, unul mi-a atras atenția în mod special și de aceea îl voi prezenta mai jos. Mergeam de ceva timp în casa unui pacient care, într-o zi, m-a solicitat să primesc ca și pacientă pe o vecină a sale. Cum nu refuz niciodată să fiu de folos semenilor mei, bineînțeles că am acceptat cu mare plăcere și am stabilit ca la viitoarea întâlnire cu pacientul meu să vină și această doamnă. Peste câteva zile, iată-mă față în față cu doamna respectivă, discutând despre motivele pentru care aceasta și-a exprimat dorința să mă întâlnească. Am ascultat-o cu atenție, am măsurat, am mai întrebat diverse lucruri care mi erau necesare pentru a-mi face o imagine cât mai completă a acesteia. Ca să înțelegeți cât mai bine modul în care se desfășoară o ședință de terapie inforenergetică, este necesar să vă spun că terapeutul nu este acea persoană care intră în viața voastră să vă care bagajele vieții voastre. A, nu! În niciun caz, și asta se referă la orice fel de terapie sau solicitare medicală sau de orice altă natură. Vă rog să faceți un exercițiu de imaginație. Mergeți la un medic. Acesta, după ce vă face mai multe investigații, decide că aveți nevoie de anumite medicamente pentru a rezolva problema medicală apărută. Însă, voi luați rețeta, o băgați în buzunar și gata. Așteptați ca acea problemă să dispară. Am o surpriză pentru voi. Acest lucru nu se va întâmpla până nu veți merge la o farmacie, nu vă veți lua tratamentul indicat de medic, nu vă puteți duce înapoi la medic să-l acuzați că nu a făcut treaba cum trebuie. Concluzia care se desprinde de aici este clară. Pentru a putea beneficia de anumite lucruri în viața voastră, este necesară și implicarea voastră directă. Așa cum nu putem ajunge la serviciu sau în alte locuri în care este necesară prezența noastră până nu ne mobilizăm și nu pornim pe acel drum făcând primul pas, apoi următorul și tot așa. Tot astfel se întâmplă lucrurile și în orice altă acțiune a vieții noastre. În terapia inforenergetică este necesar ca pacientul, în timpul cât terapeutul lucrează, să stea pe rugăciune. Deci, revenind la pacienta despre care vă vorbeam, după ce mi-am făcut o privire de ansamblu asupra acesteia, am întrebat-o dacă știe vreo rugăciune. Aceasta, luată probabil prin surprindere de întrebarea mea, la început să a fustăcit, s-a bâlbâit, după care, cu aerul cel mai sincer, cu putință, mi-a mărturisit că nu știe absolut nicio rugăciune. Aș fi putut să lucrez fără să-mi pese dacă știe sau nu o rugăciune. Poate aș fi lucrat mai mult, dar nici asta nu ar fi fost o problemă, însă simțeam în sufletul meu că nu pot întoarce capul în altă parte, făcându-mă că nu m-am confruntat cu această problemă. Sufletul meu a simțit că este de datoria mea să o ajut pe aceasta să învețe o rugăciune chiar în acel moment. Îmi reveneau în minte cuvintele spuse de fiziciana Angelina Malakovskaya, o cercetătoare din Rusia, care a studiat timp de 10 ani proprietățile miraculoase ale rugăciunii și a sfintei cruci care spunea Am stabilit că obiceiul facerii semnului crucii deasupra mâncării și băuturii înainte de masă are un profund sens mistic în spatele lui este un folos practic mâncarea este purificată efectiv instantaneu este un mare miracol care se întâmplă fizic în fiecare zi. Aceasta, împreună cu o echipă de cercetători, a studiat impactul rugăciunii Tatăl nostru, supranumită și rugăciunea domnească, și a semnului crucii asupra bacteriilor patogene, constatând că numărul bacteriilor dăunătoare scade de sute, chiar mii de ori. Au fost folosite monstre din diverse surse, fântâni, râuri, lacuri, toate conținând anumite bacterii. Aceștia au constatat că dacă se rostește rugăciunea Domnească și se face semnul crucii asupra apei, numărul bacteriilor din această apă a scăzut simțitor, indiferent de mediu, indiferent dacă acest lucru era făcut de oameni credincioși sau necredincioși. Toate aceste experimente s-au făcut astfel încât să fie exclusă posibilitatea sugestiei mentale. Acești cercetători au dovedit efectul benefic al rugăciunii și al semnului crucii asupra oamenilor. S-a stabilit că tuturor celor care au participat la aceste teste li s-a îmbunătățit presiunea sângelui. Toți acești cercetători au mai constatat Că dacă semnul crucii este făcut neîngrijit, fără a atinge punctele corespunzătoare, centrul frunții, centrul plexului solar și umerii, rezultatele sunt mai slabe sau chiar inexistente. Deci, revenind la cazul pacientei mele, simțind că în acel moment cel mai important este să o învăț o rugăciune, am purces la treabă și preț de jumătate de oră nu am făcut altceva decât am repetat amândouă rugăciunea domnească. Tatăl nostru care le ești din ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca ta este împărăția, puterea și slava în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin, amin, amin. După ce m-am asigurat că aceasta a învățat rugăciunea, am revenit la terapia inforenergetică. În momentul în care măsuraam dacă îi pot aplica acesteia prima parte a terapiei, am constatat cu mare bucurie, dar și cu o imensă uimire, că nu era necesar să mai lucrez pe dânsa. Tot ceea ce constatasem anterior dispăruse ca prin farmec, în acea jumătate de oră cât ne implicasem amândouă să învețe rugăciunea domnească. Aceasta a rămas mută de uimire când i-am spus cele constatate și mi-a confirmat faptul că, în timp ce învăța rugăciunea, a simțit cum starea ei este altfel, cum simte că se eliberează de niște greutăți pe care le simțea de mai multă vreme, la nivelul fizicului, psihicului și sufletului. Cum se instalase o stare de relaxare profundă și totală la nivelul întregului ei organism. Cum simte o armonie și o pace interioară care îi dădea o stare de bună dispoziție. Amândouă eram încântate de rezultatul întâlnirii noastre, amândouă eram uimite de ceea ce se întâmpla în acel moment cu ea. După fiecare ședință de terapie, măsor peste câte zile este necesar să mă întâlnesc cu pacienta sau pacientul respectiv. Nu o să vă vină să credeți, însă această întâlnire era suficientă pentru a-i da direcția în care îi este recomandat să meargă. Aceasta a înțeles imediat ce are de făcut, cum și în ce mod și respectând tot ceea ce am învățat-o, nu a mai fost necesar să ne întâlnim în calitate Pacientă terapeut. În schimb, ne-am întâlnit de mai multe ori cu alte ocazii, și am constatat că aceasta se simte foarte bine, și aplicând tot ceea ce învățase în întâlnirea noastră, viața ei a luat o altă turnură la care nu se așteptase niciodată. Ce concluzii am tras din acest caz rezolvat? Simplu, oamenii au nevoie de Dumnezeu, au nevoie să conștientizeze beneficitatea relației lor cu Dumnezeu, să înțeleagă necesitatea legăturii lor cu Divinitatea, să înțeleagă de ce este benefică, dar mai ales necesară rugăciunea în viața lor, să înțeleagă necesitatea Sfintei Cruci, să se raporteze la o putere a toate cuprinzătoare să li se arate drumul pe care este indicat să meargă pentru a fi fericiți și de confirmări, cercetări care să certifice beneficitatea anumitor lucruri care să-i ajute în calea lor spre o revenire alături de Tatăl a toate Creatorul de noi oamenii care se asculte, de oameni care să înțeleagă, de oameni care să nu-i judece, de oameni care prin cunoașterea lor să-i ajute să facă primii pași către Dumnezeu. Iar după ce vor fi căpătat toate aceste daruri, să pornească singuri în drumul vieții lor, să cadă, să se julească, să se bandajeze cum vor ști ei mai bine, să plângă, să rudă, să fie trist sau vesel, să fie iubiți și să iubească, să dăruiască și să primească tot ceea ce viața le-a pregătit fiecăruia dintre ei și apoi să meargă mai departe. Important în viață este să nu abandonăm, să nu abdicăm în fața problemelor vieții, să nu dăm bir cu fugiții când dăm de greu, să căutăm în noi înșine acel ceva care să ne motiveze să mergem mai departe. Iar dacă din diverse motive nu reușim să ne descurcăm singuri, să căutăm în jurul nostru acei oameni benefici și necesari care să ne ajute să repornim motorul vieții noastre de acolo, de unde s-a oprit pentru puțin timp așa cum vă îndemn mereu pe fiecare în parte, să mergem cu încredere mai departe, fără să ne împotmolim de diverse evenimente care ne sunt pregătite tocmai pentru a evolua, tocmai pentru a scoate în evidență frumusețea sufletelor noastre, strigând cu putere, mereu, înainte, bucurându-te. Dacă acest caz Ți-a stârni curiozitatea sau dorința de a fi ascultat și ajutat. Dacă este ceva care nu ai înțeles sau dorești să afli mai multe informații despre acest subiect sau altele, te rog, întreabă-mă. Sunt aici pentru a te asculta, nu pentru a te judeca. Sunt aici să te ajut fără să scormonesc în viața ta. Sunt aici pentru a-ți fi de folos oricând ai nevoie. Oricând simți că nu te poți descurca singur. Viața are regulile ei, respectele. În această dimineață m-am trezit cu certitudinea că este necesar să vă istorisesc o întâmplare cu unul dintre pacienții mei. Îmi aduc aminte de o colegă de serviciu care într-o zi, știind cu ce mă ocup în timpul liber, m-a solicitat să merg la mama sa, care avea niște probleme de sănătate. Am convenit ziua și ora la care urma să ne întâlnim. În ziua respectivă, iată-ne împreună în casa mamei sale, care total întâmplător locuia în același cartier cu mine. Am început o discuție cu mama acesteia, să ne putem apropia puțin și să putem să colaborăm pe subiectul pe care aceasta îl considera de mare importanță. Am văzut-o puțin stresată și am întrebat-o. De ce este atât de agitată? Mi-a răspuns că nu ar dori ca soțul ei să vină acasă să mă găsească acolo, deoarece știe că acesta nu crede în astfel de tehnici de lucruri spirituale și nu ar dori să-i creeze discuții în familie. Am liniștit-o spunându-i că nu are a se teme, deoarece de data aceasta soțul dânsei, în mod cer, va solicita chiar dânsul ajutorul meu și chiar va fi încântat că își va lămuri niște lucruri. A zâmbit ușor și mi-a spus că nu-l cunosc pe soțul dumisale, deoarece altfel nu aș fi atât de relaxată și de liniștită. Ei, i-am comunicat că, indiferent ce crede dânsa, oricum soțul este pe drum și se apropie de casă. Nu va avea niciun fel de supărare dacă mă va găsi acolo, ba, va fi extrem de încântat că cineva avizat îi va răspunde la niște întrebări care îl chinuiau de o viață. Doamna era extrem de convinsă că acesta n-are cum să vină acasă în aceste momente, deoarece este la serviciu și nu poate pleca atât de repede. Nici nu terminase în bine să-i comunic toate acestea și, iată că soțul doamnei a și apărut în cadrul ușii. Să-i fi văzut privirea doamnei, dar mai ales să fi văzut cât de spontani se înroșise toată fața și cum îi tremurau mâinile în momentul în care i-a auzit vocea. Aceasta s-a ridicat rapid de pe fotoliu și a ieșit în întâmpinare. L-a invitat într-o altă cameră și, preț de câteva minute, liniștea a acoperit întreaga casă. După cele câteva minute de liniște absolută, în cameră a intrat doamna însoțită de soțul său, care avea un zâmbet larg pe față. M-a salutat politicos, a dat mâna cu mine și mi-a comunicat că se bucură enorm că are șansa să mă cunoască. Am schimbat câteva amabilități inerente în astfel de cazuri. După care domnul a intrat direct în subiect, întrebându-mă dacă mă pot ocupa și de dânsul, deoarece are mai multe lucruri care îl frământă de o viață întreagă și ar vrea să încerce să le găsească o explicație logică, dar mai ales avizată. L-am asigurat că voi face tot ce depinde de mine pentru a-și lămuri frământările. Mai întâi l-am rugat să-mi permită să fac o evaluare inforenergetică, deoarece nu mi plăcea ca cineva să-mi dea diverse detalii personale, după care să mă acuze că îi spun lucrurile pe care tocmai mi le împărtășise. De când sunt terapeut, am ales să fiu sinceră, cinstită și onestă față de pacienții mei. Aceștia îți simt sufletul și dacă te văd că încerci să-i aburești, să-i minți sau, Doamne ferește, să-i pui în suferință, te exclud din viața lor cât ai zice pește. Oamenii sunt superbi, sunt inteligenți, sunt buni și nu merită să fie puși în situații neplăcute pentru nimic în lume. Iar eu, ca terapeut, am obligația moral sufletească să nu-i pună suferință, să nu-i mint, dar mai ales să fiu sinceră și deschisă cu ei. Merită fiecare dintre ei atenția mea, dragostea mea necondiționată, și ajutorul meu. Înainte de a decide dacă vreau să fiu terapeut, mi-am cercetat sufletul, mi-am cercetat psihicul, dar mai ales disponibilitatea de a mă pune la dispoziția semenilor mei pentru a-i ajuta, pentru a le fi sprijin în situațiile mai puțin plăcute ale vieții lor. Abia după ce am avut un răspuns 100% pozitiv, am decis să pornesc la acest drum greu Întortocheat și plin de evenimente care, mai de care, mai inedite, concluzionând cu toată ființa mea că, da, sunt dispusă să mă împart frântură cu frântură tuturor celor care au nevoie de mine. Și am purces la drum, și iată că ne-am îndepărtat puțin de la subiect, de aceea, haideți să revenim la povestea noastră. După ce l-am măsurat, l-am evaluat și am mai făcut câteva măsurători adiacente, i-am comunicat pacientului meu următoarele: Stimate domn, starea dumneavoastră de sănătate în acest moment este bună cu o singură excepție. Bronhiile dumneavoastră sunt extrem de încărcate, și dacă începând din acest moment nu renunțați la țigară, în momentul în care toată această mizerie se va porni către plămâni, veți muri în cel mai scurt timp de cancer la plămâni. Acesta s-a uitat șocat la mine și m-a întrebat ușor iritat, Doamnă, ați vorbit cu soția mea despre mine? Răspunsul meu a fost cât se poate de sincer. Am recunoscut că vorbisem, însă nu despre starea dumnealui de sănătate. După câteva momente de uimire, mi-a comunicat că în săptămâna care tocmai se încheiase, își făcuse toate analizele, care ieșiseră foarte bine, cu excepția bronhilor. Iar medicul, care îi citise analizele, ca un făcut, îi spusese fix aceleași cuvinte ca mine, ceea ce pe bună dreptate îl șocase. L-am rugat să-mi permită să lucrez pe dumnealui, iar dacă va considera necesar, vom mai discuta apoi și despre problemele ce le va considera a fi și a dat acceptul imediat. Nu a avut nicio reținere, ba chiar era încântat că vreau să lucrez pe dânsul. După ce am terminat de lucru, am stat puțin de vorbă, cum s-a simțit în timpul terapiei, apoi am dorit să știe ce este de fapt infoenergetica și multe alte lucruri pe această temă. La un moment dat, mi-a adresat o întrebare mai puțin întâlnită de mine în terapiile aplicate pacienților mei. A întrebat dacă eu pot măsura lucruri care s-au întâmplat cu mulți ani înainte de momentul în care discutăm noi. I-am confirmat că se pot face măsurători și în trecut, și în prezent, ca și în viitor. După aceea, puțin jenat, a început să-mi povestească o întâmplare din tinereța sa. Mi-a spus cum cunoscuse o fată cu care o perioadă de timp fusese prieten, cum la un moment dat chiar se pusese problema întemeierii unei familii. Lucru care nu s-a mai întâmplat deoarece acesta se îndrăgostise spontan de actuala sa soție și a decis că dorește să-și întemeieze o familie împreună cu aceasta. În ultima seară, petrecută împreună cu fosta prietenă, aceasta i-a adus un dar de despărțire, o sticlă de vin negru, pe care acesta a consumat-o în zilele care au urmat. Începând din acel moment, acesta a observat că a început să bea peste măsură și permanent. Conștient de faptul că nu este în regulă cu ce face, a încercat toate metodele posibile să-și înfrâneze această stare de dependență cu care se lupta din toată ființa sa. Însă anii au trecut și toate încercările sale de a scăpa de această stare care îl copleșea, ca ceva impus din afara ființei sale, nu dădea niciun semn că se va ameliora devenise deja obsesia vieții sale. Era conștient că nu-i place și nici nu-i face bine să bea și totuși în momentul în care vedea băutura nu avea nicio posibilitate să-și înfrâneze această stare ca de dependență cu care se lupta de atâta amar de vreme. A fost la dezalcorizare și niciun tratament nu l-a ajutat. A fost la psiholog, toate făcându-le din proprie inițiativă, nu așa cum se întâmplă când un membru al familiei are o astfel de problemă cu băutura. Știu fiind că sunt și oameni care beau, deoarece așa doresc. Așa le place. Pacientul meu era un om diferit de tot ceea ce cunoscusem până în acel moment. Știa că ceva nu este în regulă, însă nu știa calea pe care să o urmeze. Ba au fost perioade în care s-a adresat și unui preot. Rezultatul a întârziat să apară. După ani de zile și-a amintit de darul primit de la prima sa iubire și a început să-și pună întrebări, dacă nu care cumva acel dar are legătură cu problema sa. Iar acum stătea în fața mea ca un copil ascultător și aștepta ca eu să-i răspund la aceste frământări. Fără să spun niciun cuvânt, m-am apucat să mă sor și iar să mă sor și după ce m-am lămurit, am rămas câteva minute pe gânduri. Cum să-i explic acestui om că pe lumea aceasta, așa cum există binele, există și răul, așa cum există negru, există și albul imaculat, așa cum există Dumnezeu, există și Lucifer și așa cum există terapeuți care lucrează numai în voia bunului Dumnezeu și în folosul oamenilor, există și persoane care îl slujesc pe Lucifer. Iar el era rezultatul unei astfel de acțiuni. Așa cum am priceput mai bine încercând să fiu cât mai blândă în exprimare, deoarece mi era teamă să nu-l șochez, să nu-l sperii, i-am comunicat ceea ce constatasem. Am rămas uimită când acesta, extrem de calm, mi-a spus că simțea că numai acesta ar putea fi motivul acestei dependențe nedorite în viața sa care îl chinuise atât de mult timp. Și nu pentru că ar fi fost un tip agresiv atunci când bea, ci pur și simplu pentru că nu-i plăcea să bea, pentru că nu era în firea sa să consume băuturi alcoolice. Nu așa fusese educat și de aceea durerea și nemulțumirea lui erau atât de mari și de profunde. S-a uitat la mine cu atâta durere, cu speranță și cu dorința de a-i confirma că îl pot ajuta, încât m-a durut sufletul simțind strigătul de ajutor exprimat în ochii săi. Imediat i-am confirmat că da, această terapie poate anihila astfel de lucruri făcute volitiv de către cineva rău intenționat, care dacă nu ne poate păstra, dorește să ne distrugă viața sau măcar să o transforme în coșmar, așa cum se întâmplase cu acest bărbat. Imediat am început să lucrez, lucru care mi-a adus spontan o stare de relaxare, văzând fizionomia acelui om cum se lumina, cum căpăta o altă culoare, căpăta o altă stare transmisă celor din jur. Am stabilit să ne întâlnim a doua zi pentru a continua ceea ce tocmai începusem. A fost extrem de încântat la auzul acestor lucruri și deja speranța pusese stăpânire pe sufletul său. Îl priveam și mă minunam că doar în câteva minute, fața aceea tristă, abătută și pot spune chiar îngrijorată, devenise dintr-o dată senină, luminoasă și plină de speranță. Mi-a mulțumit din suflet că m-a cunoscut și că are șansa să rezolve o problemă care îl frământa de atât amar de vreme. Înainte să ne despărțit, l-am mai rugat încă o dată să renunțe la țigară pentru a nu-și pune viața în pericol. Acesta mi-a promis cu mare bucurie că începând chiar de a doua zi nu va mai fuma, pentru că deja motivul de stres care îl făcea să fumeze nu mai există și deci nu va mai fi nevoit să continue să fumeze. Am mai întârziat câteva minute timp în care am lucrat pe soția dânsului, însă amândouă am conștientizat că de fapt motivul principal pentru care Dumnezeu mă adusese în acea familie nu era dânsa, ci soțul dânsei, care toată viața își căutase o rezolvare la această problemă care îl măcina. Se bucura atât de mult că în sfârșit îl vede după atâția ani relaxat și liniștit, că în sfârșit și-a găsit răspunsul pe care de fapt îl intuia, însă refuza să-l creadă a fi cel real. Se vedea că îl iubește foarte mult și că îi înțelesese totdeauna suferința și nu-l judecase orice altă femeie care este nemulțumită de soțul său care bea. Se bucurau și dânsa și colega mea, care era fica acestui domn, atât de greu încercat de o problemă atât de neplăcută încât îi făcuse viața un calvar. A doua zi, am continuat ceea ce începusem cu o zi înainte, și apoi, încă o perioadă de timp, perioadă în care observam schimbări benefice în fiecare zi și eram fericită. Domnul acesta nu mai bea, dar mai ales nu mai fuma, era relaxat, era extrem de fericit că în sfârșit scăpase de o dependență de care nu era vinovat. Când și când mă întreba, oare de ce să-i fi făcut acea fată o așa mare neplăcere? Oare de ce îl ura atât de mult? Mai ales că fusese cât se poate de politicos, dar mai ales sincer. Nu o jignise, nu o mințise, nu făcuse nimic care să o deranjeze atât de rău. Singurul lucru de care era și dânsul conștient era faptul că acea tânără își făcuse speranțe, vise și dorințe care, din motivul menționat anterior, nu și le mai împlinise. După câteva luni, a fost invitat la o nuntă la țară, undeva, în cadrul familiei, iar acesta a acceptat. Știindu-l toți de atâția ani că bea și fuma, l-au umbiat atât de insistent să bea și să fumeze încât acesta a cedat și a mușcat din fructul oprit. Cu băutura nu a avut nicio problemă. A băut câte un pahar de țuică și unul de vin și nu a mai simțit nevoia să bea, deoarece nici nu-și dorea acest lucru, de care în sfârșit reușise să scape după o perioadă atât de mare. Însă a acceptat să fumeze câteva țigări, doar câteva țigări care, din păcate, s-au dovedit a fi fatale. Așa cum vă spuneam, acesta nu mai fuma de câteva luni de zile și se simțea foarte bine, însă viața, viața are regulile ei, pe care dacă nu le respecti, riși să pierzi totul într-o secundă. Una dintre regulile de bază ale vieții este că atunci când un medic sau și un terapeut îți recomandă un anume stil de viață, nu face pentru că vrea să te pună la colț. O face pentru că starea ta de sănătate o impune, deci este necesar ca și tu să fii conștient de interesele tale, pentru că s-a dovedit că, în caz contrar, plata este mult prea mare și, din păcate, uneori irreversibilă. Așa s-a întâmplat și cu pacientul meu, care nu a înțeles această regulă de bază a sănătății proprii. La câteva zile după ce s-a întors din această călătorie, la această nuntă, a început să se simte din ce în ce mai rău, și în fix o lună din momentul debutului bolii, acesta a murit de cancer la plămâni. Cu mare durere am primit această veste, mai ales că două persoane, total diferite, îl anunțaseră același lucru, iar dumnea lui a încălcat regula jocului. Poate oricine altcineva s-ar fi bucurat că i s-au confirmat o măsurătoare, însă eu mi-aduc aminte că am plâns de durere, că poate nu făcusem suficient de mult, că poate nu insistase mai mult, pentru ca acesta să înțeleagă necesitatea respectării regulilor vieții, mai ales în cazul în care acestea se referă în mod expres la sănătate. Sunt ani de când am avut neplăcerea acestui deznodământ. Dar și acum simt din toată ființa mea o durere acolo, în străfundul sufletului meu, că poate, dacă mă străduiam mai mult, acel pacient era și acum cu noi, aici, în planul terestru. De atunci, chiar dacă uneori par cicălitoare, chiar dacă uneori par preinsistentă sau chiar agasantă, când mai am, Astfel de cazuri în care viața pacientului meu ar putea fi pusă în pericol, nu abandonez până nu sunt convinsă că acel om a înțeles pe deplin pericolul la care se expune. Dacă nu sunt convinsă că acel om va face tot ceea ce este necesar, benefic și optim pentru sănătatea sa, mă străduiesc să explic în mai multe moduri același lucru până când acesta. Și îl însușește, nu suport ideea că aș fi putut să fac mai mult și nu am făcut. Întotdeauna încerc să mă asigur că pacientul meu a înțeles despre ce este vorba, dar mai ales ce are de făcut să-i fie mai bine astăzi decât ieri. V-am istorisit această întâmplare a acestui pacient al meu cu intenția declarată de a vă ruga insistent că atunci când medicul vă recomandă ceva legat de starea voastră de sănătate, să respectați acele indicații, să respectați tratamentul respectiv, pentru a nu plăti atât de scump o nerespectare a regulilor vieții voastre. Viața are o grămadă de reguli, unele scrise, altele nescrise, pe care, dacă din ignoranță, din lene, din neînțelegerea necesității de a fi respectate sau pur și simplu din reavoință. Nu le respectăm. Prețul plătit este uneori atât de mare încât poate, ca în cazul de față, să fie ireversibil. Deci, îndemnul meu sincer este să respectați regulile vieții, astfel și ele vă vor respecta și nu vă vor pune la plată unele mici greșeli. În speranța că am reușit să vă fac să înțelegeți anume lucruri, vă îmbrățișez cu mare drag pe fiecare în parte și vă doresc să nu aveți parte de plăți prea mari ale propriilor voastre greșeli. Greșeli. Puterea rugăciunii și inforenergetica Vă povesteam în cazul denumit când rugăciunea este terapia însăși, despre efectul Sfintei Cruci și al rugăciunii în viața noastră de zi cu zi. Acolo vă povesteam despre fiziciana Angelina Malakovskia din Rusia, care timp de 10 ani împreună cu un colectiv de cercetători au studiat proprietățile miraculoase ale acestor două obiceiuri, rugăciunea și Sfânta Cruce. Voi reveni acum cu încă un exemplu care să demonstreze, dacă mai este nevoie, de beneficitatea și puterea acestor două obiceiuri și folosirea lor în terapia inforenergetică. Îmi aduc aminte de anul 2000, când eram la sala de terapie a Fundației de Inforenergetică Sfântul Apostol Andrei, unde acordam consultații și consiliere persoanelor care solicitau acest ajutor. La un moment dat s-a apropiat de mine un coleg de curs, de grad puțin mai mic, care e extrem de timid, m-a întrebat dacă îl pot asculta și pe el într-o chestiune care îl frământa de mai mult timp. Cu mare bucurie l-am poftit să-mi spună ce problema are și l-am ascultat cu mare atenție. Îmi spunea că are un coleg care, în urma unui accident, a avut cu circa doi ani în urmă, acesta, dintr-o întâmplare, căzuse în săpăturile care erau în de desfășurare în perioada aceea pentru construcția metroului rămăsese paralizat de la breu în jos. Prima mea reacție a fost să mă înfuri foarte rău. Cum de a fost posibil așa ceva? Cum de acel loc nu era împrejmuit așa cum de altfel cere legea? Apoi am început să cer date despre acea persoană, dar mai ales să mă asigur că persoana respectivă dorește să facă această terapie. Așa cum am mai specificat și în alte articole, această terapie nu se aplică cu forța, chiar dacă o parte din ea se poate face fără a cere consimțământul pacientului respectiv. Nu mi se pare deontologic să te apuci să aplici o tehnică de lucru mai puțin cunoscută fără a primi acceptul pacientului. Acum să fiu sinceră cu voi, la începutul terminării primelor trei grade, când eram de un entuziasm dus la extremis, am avut o perioadă când, cu sau fără acceptul pacienților mei, eu mă apucam și lucram știind câtă nevoie au aceștia de ajutor. Nici o secundă nu mă gândeam că astfel eu le preiau involuntar o mare parte din problemele lor. Însă, așa cum v-am mai spus într-una din povestirile mele, fiind pecioară, mâna divinității stă permanent pe creștetul meu iar atunci când sunt în pericol, o forță nevăzută mă ajută să depășesc acel pericol cu foarte puține consecințe negative. Așa s-a întâmplat și în acea situație. Îi mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a trimis informația benefică și necesară prin oameni și situații care m-au ajutat să mă înțelepțesc rapid și să nu mai fac lucrurile doar pentru că oamenii au probleme, iar eu știu că îi pot ajuta. Dar haideți să revenim la povestea noastră, că ne îndepărtăm prea mult. Am înțeles de la colegul meu că pacientul respectiv rugase să-i recomande un terapeut care să lucreze pe Dumnealui. Întâmplarea, cu toate că de foarte mult timp am înțeles că nu există întâmplări sau coincidențe, ci lucruri care sunt scrise în Cartea Universului, a lui Dumnezeu sau orice altă denumire vreți voi să-i dați, care este necesar să se întâmple spre evoluția fiecăruia dintre noi. A făcut ca acel pacient să locuiască pe traseul drumului meu spre casă. Deci, nu era necesar să merg în alt cartier pentru a-l ajuta. Și începând chiar din a doua zi, am început să merg să lucrez cu acest pacient. Voi începe prin a vă spune că acesta este de profesie inginer. Veți înțelege curând de ce am fost necesar să fac această precizare. Cu toate că încă dintr-un început am simțit că nu este convins de beneficitatea acestei terapii, am continuat să-i fiu terapeut care să-l ghideze, care să-i explice ce și de ce este sau nu este necesar să facă anumite lucruri. Și astfel au trecut primele trei săptămâni, timp în care mergeam la dânsul aproape zilnic în drumul meu de întoarcere de la serviciu. După primele săptămâni, care pot îndrăzni să recunosc că au fost mai mult ședințe de tatonare din ambele părți, într-o zi nu am mai rezistat și am adresat o întrebare ușor jenantă de faptul că eu sunt femeie, iar dumnealui era bărbat. De câte ori îl măsuram, îmi ieșea că la vezica urinară a dânsului este o problemă pe care, ne nefiind medic, încă nu știam să-i dau o denumire medicală, însă știam că ceva nu este tocmai în regulă și mă jenam să întreb, mai ales că acesta, datorită situației medicale în care se afla, avea sondă urinară permanentă. Însă atunci, nu am mai rezistat și l-am întrebat dacă are știință de o eventuală problemă medicală în zona vezicii urinare. La fel de jenat ca și mine, acesta mi-a confirmat ceea ce știam, însă nu puteam să-i pun o denumire. Da, avea o mare problemă care se numea stafilococul auriu. Mi-a povestit că, imediat după prima operație la care fusese supus cu vreo doi ani înainte, luase din sala de operație acest stafilococ de care nu reușise să scape. Și credeți că nu a încercat? Hm, total greșit. A încercat tot ceea ce îi se recomandase de medici ca fiind tratament medicamentos apărut pe tera, în anii aceia. Niciun tratament nu a scăpat din vedere tuturor medicilor care încercaseră să-l ajute. O multitudine de prieteni apropiați pacientului meu au sărit în ajutorul acestuia, indiferent de pe ce meridian al pământului trebuia adus acel medicament. Iar pacientul meu, dornic să scape de această problemă atât de neplăcută, a făcut toate aceste tratamente până la ultima pastilă, astfel încât să nu-și poată reproșa nimic, în sensul că a făcut exact ce îi se recomandase. Iar în momentul în care eu l-am preluat, tocmai primise informația că nu mai există nicăieri un alt tratament care să-l ajute. Era atât de măhnit, era atât de bulversat de ideea de a nu mai scăpa niciodată de acest stafilococ, încât pur și simplu se obișnuise cu gândul că toată viața va fi necesar să trăiască cu acest stafilococ auriu. L-am ascultat cu mare atenție și am regretat sincer că a fost nevoie să treacă prin aceste încercări atât de neplăcute Atât financiar, medical, se știe că orice medicament, oricât de bun ar fi într-un domeniu, are suficient de multe efecte adverse încât să creeze și alte stări neplăcute în afara celei deja existente, cât și emoțional. Acesta a avut neșansa să experimenteze pe propria sa piele ce înseamnă ca nicio variantă medicamentoasă. Să nu funcționeze, iar dumnealui să rămână cu o semerie de frustrări și nemulțumiri legate de această stare de lucruri. Am făcut ceea ce fac de obicei în astfel de cazuri. Am rugat pe bunul Dumnezeu să-mi dea acea variată, o optimă, benefică și necesară pentru acest pacient și pentru vindecarea sa, cât mai repede posibil. Și astfel am ajuns la concluzia. Acesta se va vindeca dacă va face o rugăciune zilnică, concepută de mine ad hoc în acel moment, și dacă eu îmi voi adapta algoritmii de lucru pentru această situație specială în care ne găseam. După ce am făcut toate măsurătorile necesare, am început să explic pacientului meu ce are de făcut. Prima sa reacție a fost de neîncredere, de suspiciune, ba și îndrăzni să spun chiar de negare. Știți că la începutul povestirii v-am spus că acest pacient al meu este de profesie inginer. Ok, unde ați auzit voi vreodată că un inginer ar accepta ideea că 1 plus 1 ar putea, în anume circunstanțe, să dea ca rezultat 3? Nu. No. Pentru un inginer, 1 și cu 1 va avea ca rezultat întotdeauna 2 și de aici câteva momente de ușoară tensiune între noi doi. L-am rugat când m-am priceput eu de bine să fac această rugăciune chiar la nivel experimental, dacă nu dorește să creadă ceea ce îi spun eu. A fost destul de greu să-l conving să fac această rugăciune, însă perseverentă cum sunt, dar mai ales optimista incorigibilă din mine, nu s-a lăsat până nu a primit promisiunea că acesta va face ceea ce l-am învățat. Și astfel are început lungul drum al vindecării de stafilococul auriu, de care se pare că până acum nu reușise să se debaraseze. Recunosc că în prima săptămână de la reluarea drumului spre vindecare, pacientul meu făcuse totul mecanic, fără să comenteze sau să facă vreo vagă aluzie la această metodă de tratament însă la începutul săptămânii care a urmat, primul lucru de care m-a întrebat a fost dacă se poate duce să facă analizele necesare pentru a demonstra dacă rugăciunea a funcționat sau nu. Am măsurat, am remăsurat și am spus că încă nu este cazul. A părut destul de dezamăgit că nu îmi poate demonstra că metoda mea nu este viabilă, însă neavând altă opțiune, a continuat să facă ceea ce promisese. Începând din acea zi, în locul salutului de intrare în locuința acestuia, invariabil era întrebarea: ă, Doamna Neluța, mă pot duce mâine să fac analizele? Iar răspunsul meu rămânea mereu același: Nu, încă nu a venit vremea. Și această perioadă a durat cam o lună, poate mai mult. Nu pot spune acum cu exactitate, mai ales că au trecut atâția ani de atunci. Deci, după mai multe ședințe de terapie în care nu i-am recomandat pacientului meu să meargă să facă acele analize, iată că într-o zi, măsurând, am constatat că în chiar dimineața următoare era necesar ca acesta să meargă să le facă. Pacientul meu, așa cum vă spuneam, o persoană mai ancorată în realitatea fizică, avea mare nevoie de acea confirmare sau infirmare a procedurii aplicate. Și iată-mă după câteva zile, intrând în apartamentul pacientului meu, care nici nu am apucat să închid ușa în urma mea, când a exclamat plin de entuziasm și cu multă bucurie: Doamna Neluța, nu mai este! În primul moment am rămas interzisă, deoarece nu înțelegeam despre ce este vorba. Apoi, acesta la întrebarea mea: Ce nu mai este? mi-a răspuns de-a dreptul fericit. Leul, leul acela mare, cel cu coama stufoasă, stă cu acela urât, nu mai este, gata, a plecat. Însă a mai rămas un cățel mai un sfrijit din noștea de ai noștri, dar știți, de-a seară mă rog să plece și acesta. Hm, am zâmbit. Și am așteptat să termine pacientul meu acel moment de entuziasm sincer pe care, și dacă ar fi vrut, nu ar fi putut să-l ascundă, nu ar fi putut să se manifeste altfel, mai ales că niciun moment nu s-a așteptat la acest rezultat demonstrat de analizele primite în acea dimineață. V-am povestit această întâmplare pentru a mai demonstra, dacă mai era nevoie, Că atunci când rugăciunea se adresează Universului, lui Dumnezeu sau oricărei alte forțe vreți voi, pentru a solicita rezolvarea uneia sau alteia dintre problemele care vă frământă, chiar și în situația în care nu credeți că acel lucru este posibil a se întâmpla, el se rezolvă mai devreme sau mai târziu, în funcție de când îi vine vremea să fie rezolvat. Având în vedere că toți suntem creația lui Dumnezeu Tatăl, după chipul și asemănarea sa, toți suntem frânturi de Dumnezeu, toți suntem unul, nu putem să trăim izolați. Nu putem să ne ascundem de oameni, nu putem să ignorăm faptul că suntem parte integrantă a acestui univers care ne răspunde la orice solicitare avem. Nu putem să considerăm că noi nu avem nicio legătură cu nimeni din jurul nostru și că nu datorăm nimănui nimic. Din potrivă, pentru că eu iubesc acest pământ românesc, am să vă dau aici un exemplu care mi este tare drag din foarte multe motive. Pentru că în rugăciunea Tatăl nostru, pâinea noastră cea spre ființă este cea care ne hrănește, care ne dă viață, de care avem nevoie zilnic. Pentru că iubesc această țară și pe toți cei care muncesc pământul acesta minunat, care și el, la rândul său, ne hrănește și ne dă viață. Pentru că există un adevărat lanț uman care se formează pentru ca noi să primim această pâine în fiecare zi pe masa noastră. Pentru că respect din tot sufletul meu, pe cei care trudesc pentru ca noi să ne putem bucura de bucata noastră de pâine zilnic. Pentru că ar mai fi multe alte motive pentru care doresc sincer să împărtășesc această modestă opinie personală. Deci, pornind de la țăranul român, care ar, seamănă, seceră, colectează și pune la adăpost grâul țării, Continuând cu morarul care macină făina aceea albă ca spuma laptelui, apoi mergând lângă brutar care frământă pâinea pe care o lasă să se dospească, apoi o coace, să devină rumenă și gustoasă, continuând cu șoferul și distribuitorul acelei pâini, aceasta ajunge în magazine unde este frumos aranjată în galantare de către vânzători, care apoi ne o vând nouă și astfel ciclu se încheie aici. Oare nu depinde în fiecare dintre noi de munca tuturor acestor oameni? Oare dacă utopic vorbind s-ar întrerupe acest lanț uman? Nu am asistat neputincioși la o isterie generală, deoarece oamenii nu ar mai primi pâinea atât de necesară fiecăruia dintre noi? Putem avea curajul să hulim să cârcotim la adresa tuturor acelora care se implică pentru ca noi să fim sătui? Putem avea o brăznicia să considerăm că aceștia nu merită respectul nostru numai pentru că nu au făcut o facultate sau două? Ok, avem nevoie de oameni cu școală care să organizeze, să planifice, să proiecteze și să instruiască lucrătorii pe diverse domenii de activitate. Însă, nu ne putem raporta numai la aceștia. Avem nevoie și de țăranul român, care poate, din diverse motive, nu a făcut decât opt clase, în unele cazuri, chiar mai puțin. Dacă nu ar fi aceștia, oare cine ar mai munci? Cine ar mai trudi pentru a umple hambarele țării? Da, sigur. Îmi veți spune că vom importa grâu din alte țări. Ok, aveți dreptate. Însă, acolo, cine credeți că muncește pământul? Nu tot un țăran? Nu tot un om căruia i place mirosul pământului care ne hrănește, dacă știm să-l muncim? Acest exemplu poate fi extins în orice domeniu de activitate, în orice ramură vrem noi să ne îndreptăm privirea. În orice direcție, înspre orice zonă geografică de pe pământ, deoarece unii sunt specializați în electronice, alții în mașini și utilaje, alții în industrie textilă, alții în industria cărnii și tot așa. Oare toate acestea nu sunt posibile, deoarece Dumnezeu, Universul sau orice denumire vreți voi să dați acelui ceva? Care ne poartă de grijă, face posibil acest lucru? Oare rugăciunile adresate zilnic pe tot Mapa mondul, în toate lăcașele de cult, în majoritatea caselor, de majoritatea oamenilor, nu fac aceste lucruri posibile? Sunt atâția sfinți părinți care au trudit și ei, în nevoințe grele și rugăciuni continuă, pentru ca noi, să putem primi toate aceste daruri de iubire din partea Divinității. Dragii mei prieteni, de ce v-am plictisit cu opinia mea? Foarte simplu, pentru că vreau ca fiecare dintre voi să reușească să creeze, să recreeze sau să continue relația cu Dumnezeu, care nu dorește moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu să poată primi din belșuc toate darurile de iubire ale Sfintei treim. Dacă nu veți încerca, nu aveți de unde să știți dacă eu v-am spus adevărul sau ferească Dumnezeu v-am mințit. Vă doresc fiecăruia să experimentați în viața voastră puterea rugăciunii și a Sfintei Cruci. Începeți prin a spune măcar un mulțumesc lui Dumnezeu că v-a ajutat să obțineți anumite lucruri pe care vi le doriți, apoi însemnați cu semnul crucii orice obiect aduceți în casa voastră, fie alimentar sau de folosință îndelungată. Profesorul și mentorul meu în ale infor energeticii avea o vorbă când citea în ochii noștri neîncrederea, spunându-ne, pe făcutele. Pe făcutele, cine nu crede, întâi să facă și apoi să vină cu argumente împotrivă, dacă mai este cazul. Așa vândem și eu, cu toată dragostea, cu tot respectul, pentru orice decizie veți dori să luați cu liberul vostru arbitru. Eu nu fac decât să vă arăt calea celor care încă nu ați găsit-o, apoi sunt sigură că vă veți descurca singuri după ce veți fi simțit dulceața, și beneficitatea relației voastre cu Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu toate darurile Lui de iubire. Când copiii vin să ne arate cale. Așa cum am spus în diverse ocazii, la mine nu funcționează programarea pentru scrierea acestor cazuri. Degeaba îmi planific ca a doua zi voi așterne pe hârtie una sau alta din experiențele mele ca terapeut inforenergetician. Dacă acel caz nu se vrea dezvăluit în acel moment, pot sta și zile întregi în fața laptopului, iar cazul să refuze categoric să se lase descifrat. Așa că am decis să las fiecare caz să-și facă simțită prezența doar atunci când el știe Că este pregătit să fie împărtășit cititorilor mei, mai ales plecând de la informația verificată pe parcursul vieții mele, că orice lucru are timpul lui când să se întâmple. Nici mai devreme și nici mai târziu. Aduceți-vă aminte de câte ori v-ați planificat să faceți unul sau altul din lucrurile dorite de voi. Ați încercat de multe ori să rezolvați acel ceva și ca un făcut, nu reușeați să-l terminați, să-l duceți la bun sfârșit. Atât de rău vă supăra această trenare a lucrurilor încât hotărați că nu se merită să vă mai agitați, deoarece oricum nu veți reuși. Și exact când vă detașați profund și total de acel lucru, se întâmpla minunea. Acel lucru se făcea aproape singur. Așa și eu cu aceste cazuri pe care doresc să le împărtășesc cu voi. Pur și simplu le fac să-și facă simțită prezența doar atunci când ele sunt pregătite să vadă lumina calculatorului și să atingă inimile și sufletele voastre frământate de atâtea întrebări, cărora prin simpla accesarea informațiilor conținute să vă răspundă vouă, cititorilor mei, iar câteodată să vă fie călăuză și sfetnic bun în drumul vieții voastre. Așa s-a întâmplat și cu acest material pe care doream atât de mult să-l împărtășesc cu voi. Am încercat de multe ori să-l pun în pagină și, ca un făcut, totdeauna a refuzat să fie prezentat vouă. Poate că simțea că încă nu i-a venit momentul, iar astăzi, în joia mare, cu toate că sunt după patru zile de bronșită purulentă acută, timp în care nu am putut dormi, nu am putut mânca, iar viața mea a fost total întoarsă pe dos a bătut la poarta sufletului meu și mi-a spus autoritar. Hai, ridică-te din patul suferinței tale și treci la calculator. Oamenii trebuie să știe, trebuie să cunoască și să fie conștienți de anumite lucruri. Și tot așa, cum am afirmat în multe ocazii, ca un soldat disciplinat ce mă aflu, nu am cărtit M-am ridicat cu chiu cu vai și iată-mă în fața laptopului, pregătită sufletește, să vă povestesc unul dintre cele mai triste și dramatice cazuri ale mele, dar și unul cu atât de multe semnificații și răspunsuri la întrebări, uneori neadresate încă. Haideți să procedem la drum. Suntem în anul 1998, când o vecină mă oprește și cu glasul tremurând. Mă întreabă dacă putem sta puțin de vorbă. Cum întotdeauna am considerat că oamenii merită toată atenția mea, am răspuns bucuroasă că pot să o ascult atât cât este necesar, și dacă dânsa consideră că o pot ajuta, o voi face cu mare drag. Și astfel a început povestea noastră de astăzi. Cu ochii plini de lacrimi, mi-a spus că are o nepoțică de opt ani din Târgu Jiu, care urmează să vină la București să facă niște investigații mai amănunțite, deoarece se pare că aceasta, conform analizelor făcute în orașul său, suferă de o tumoră de trunchi cerebral. Prima mea reacție a fost de durere sufletească, de furie și de neputință de a face un miracol, astfel încât aceasta să fie din nou perfect sănătoasă, cu toate că nu o cunoșteam încă. Apoi, încercând să-mi păstrez cumpătul, am încurajat-o și am promis vecinei mele că mă voi ocupa cu toată puterea și cunoașterea mea să o ajut atât cât va fi în voia Sfintei Treim. Imediat ce am ajuns acasă, fără a o cunoaște pe micuță, m-am apucat să măsor ce șanse de vindecare are și în ciuda faptului că deja aflasem deznodământul poveștii, mi-am promis că voi face tot ce va depinde de mine să o ajut. La câteva zile după această discuție, când am venit de la serviciu, vecina mea m-a aștepta nerăbdătoare să mă anunțe că a sosit micuța. Nici nu am mai intrat la mine în casă și am mers nerăbdătoare să o cunosc pe cea care îmi va fi pacientă. Când am intrat în casă, am găsit o fetiță de opt anișori, frumoasă ca un îngeraș, cu niște ochi mari, superbi, care mă priveau cu speranță și încredere. În acel moment am știut că ea va fi o pacientă absolut specială pentru mine, dar și eu voi reprezenta foarte mult pentru ea. Ne-am plăcut instantaneu, iar întreaga noastră relație a fost cu adevărat una absolut specială. Am cunoscut-o pe mama ei, care cu greu se abținea să nu plângă în fața micuței prințese. Am cerut câteva date despre debutul bolii, despre antecedente, despre evenimente care ar fi putut anunța această tragedie. Nimic nu prevestise această boală, nimic nu fusese altfel. Pur și simplu într-o zi a observat că micuța nu mai poate pronunța anumite cuvinte corect, nu mai era la fel de tonică și de veselă ca înainte, și au început investigațiile medicale care le relevau tristul adevăr cu care aceștia se confruntau. Am rugat-o pe mamă ca, începând din acel moment, să mă țină la curent cu toate investigațiile și tratamentele pe care aceasta le va face pentru a putea să le optimizez, pentru a ști dinainte cât o vor ajuta și cât nu, dar mai ales dacă unele dintre ele nu-i vor fi nocive. Zis și făcut, de a doua zi au început investigațiile la Spitalul Fundeni. În fiecare seară îmi povesteau ce au făcut, ce analize și ce alte investigații li se sugeraseră ca fiind benefice. Iar eu lucram infor energetic pe micuță, o învățam cum să se roage, măsuram fiecare medicament în parte, fiecare aliment, tot ce intra în contact cu frumoasa mea pacientă era măsurat, optimizat și purificat, astfel încât ea să primească 100% tot ceea ce era benefic, optim și necesar stării ei de sănătate. Stăteam cu ea la povești, iar ea cu frumosul ei zâmbet îmi răsplătea prezența. Când toate investigațiile au luat sfârșit, a trebuit să plece acasă la ea, iar despărțirea a fost pentru amândouă extrem de tristă. Am avut o discuție mai amplă cu mama ei, cu care am convenit să o sun zilnic, să-mi spună ce au mai făcut și dacă ceva a intervenit în starea micuței mele paciente. Am convenit cu mama să scoatem din alimentația micuței tot ceea ce reprezenta proteina animală de orice fel, axându-se pe cât mai multe vegetale. Am mai stabilit ce au părinții de făcut, deoarece în astfel de cazuri, părinții joacă un rol important în vindecarea copiilor, rugăciunile părinților, împăcarea acestora cu divinitatea, postul, spoveditul și împărtășitul acestora este esențial, având în vedere că aceștia sunt cei care au adus pe lume acest copil, față de care au numeroase obligații materiale, dar mai ales spirituale. Au fost de acord cu toate propunerile mele și astfel ne-am despărțit pentru o bună bucată de vreme. Urmând să ținem legătura telefonică, Începând de a doua zi am început programul intensiv de lucru pe micuța mea pacientă, pe părinții săi, pe casa, în care aceștia locuiau pe alimente, păuturile și medicamentele pe care le foloseau aceștia. Am avut sprijinul necondiționat al părinților care au început postul de 40 de zile dedicat fiicei lor. S-au spovedit și s-au împărtășit, au făcut diverse lucruri spirituale sub directa îndrumare a preotului paroc din orașul lor. Într-un cuvânt, totul a început să funcționeze, iar rezultatele nu au întârziat să apară. Atâta timp cât aceștia au respectat cele ce le recomandasem ca și terapie ajutătoare fiicei lor, aceasta a început pe zi ce trecea să se simtă mai bine, să pronunțe cuvintele pe care nu le mai putea pronunța din ce în ce mai bine, să redevină fetița veselă și plină de viață care fusese anterior acestei boli. Însă, așa cum se știe, există în natura umană un ceva căruia nu-i pot da o denumire clară, care atunci când vedem că lucrurile încep să funcționeze foarte bine, să ne facă să ne lăsăm pe tânjală și chiar să abandonăm lucrurile benefice, optime și necesare, ca ne, ne, duseseră la acele rezultate uimitoare, pe care niciun medic nu le credea posibile și totuși ele se întâmpla aieve. Atâta timp cât tatăl fusese acasă în concediu de odihnă și toată atenția sa și a mamei se îndreptase către micuța mea pacientă, lucrurile păreau să meargă pe cel mai bun drum. Însă, concediu acestuia s-a terminat, a început serviciu și odată cu începerea acestuia a revenit la vechiul obiceiuri, la vechea apucături care, în cazul de față, nu-și mai aveau locul dacă voia să păstreze rezultatele obținute până în acel moment și în cazul tatălui micuței mele paciente s-a aplicat spre nefericirea mea și mai târziu spre nefericirea întregii familii instinctul de turmă care ne îndeamnă să facem lucruri numai pentru că așa fac toți cei din jur. Și astfel, singura care a rămas fidelă înțelegerii avute anterior cu dânsii a fost mama, care nu a putut suplini și rolul tatălui care este esențial în astfel de cazuri cu toate că de multe ori am avertizat părinții de pericolul care îi paște dacă nu vor respecta regula jocului vieții, nu a mai fost schip să-l întoarcem din drum pe tatăl care astfel a semnat cu propria sa mână destinul fiicei sale. Deoarece speram sincer că poate există și o altfel de cale, am luat fotografia micuței și am mers cu ea la mentorul meu spiritual, de la care căpătasem cunoașterea, și l-am rugat cu lacrimi noi să mă ajute să găsesc acea cale. Acesta, care avea darul clar vederii, s-a uitat atent la fotografia micuței, s-a uitat la mine și mi-a spus destul de ferm: Neluța, retrage-te! Această micuță a venit cu misiunea personală foarte clară să-și întoarcă părinții la credință nu a reușit decât pentru o perioadă scurtă de timp, după care tatăl a abandonat. Astfel, i-a semnat certificatul de deces. Nu mai ai cum să-i ajuți. Indiferent cât vei lucra, micuța în scurt timp va pleca. Însă bucură-te, pentru că în ciuda destinului ei trist, își va îndeplini misiunea abia după plecare. Degeaba am plâns, degeaba l-am rugat să mă învețe să ocolesc acest destin crud. Mi-a explicat că nu putem să intervenim în cazul în care cei implicați nu fac ceea ce le indicăm. Am plecat devastată de această veste, cu toate că știam deznodământul încă înainte să o cunosc. Nu puteam accepta și nu puteam înțelege de ce să plece o așa minune de fetiță. Mai precis, refuzam să înțeleg deoarece toate aceste lucruri le știam, însă o iubeam atât de mult încât nu puteam și nu voiam să știu că va pleca atât de curând, fără ca eu să o pot ajuta. O simțeam atât de aproape sufletește, iar ea îmi răspundea cu aceeași dragoste, cu aceeași încredere și speranță că voi face totul pentru a o ajuta. Însă acum, când cineva mult mai aviza ca mine, îmi confirma Ceea ce deja știam, mă durea cumplit. Mă simțeam vinovată că poate nu am știut să ating coarda sensibilă a tatălui care nu ar fi trebuit să abandoneze drumul pe care pornisem împreună. Am întârziat mult timp la sala de terapie a societății, am împărtășit cu colegii mei acest caz, sperând într-o minune, sperând că cineva va găsi soluția salvatoare, soluția pe care poate nici mentorul meu nu a observat-o. În zadar, toți își dădeau cu părerea, toți vedeau același trist deznodământ, iar eu mă simțeam din ce în ce mai neputincioasă. Și totuși speram sincer într-o minune dumnezeiască. Am mai trecut o perioadă mică de timp în care lucram cu înverșunare cu mama și cu micuța mea prințesă. Ele două mă ascultau și pe asta mă bazam, sperând că Dumnezeu va înțelege și va face un miracol. Lucram și mă rugam permanent, sperând că, cu toate acestea, starea micuței se deteriora zilnic din ce în ce mai mult. La începutul tratamentului frumoasei mele paciente, stabilisem un lucru extrem de important pentru tratamentul micuței: orice se va întâmpla, aceștia să nu accepte să îi se facă cobaltoterapie, care, în afara faptului că nu-i va ajuta deloc, o va băga în pământ mult mai repede. Și iată că, într-una din zile, sun, așa cum făceam zilnic și contrar ritualului zilnic, nu mi-a mai răspuns mama. Și tatăl, care cu o voce destul de fermă, m-a anunțat implacabil. Doamna Neluța, considerăm că ne-am rugat suficient, așa că am hotărât să o aducem pe fica noastră la spitalul Fundeni să-i facă cobaltoterapie. Pentru câteva secunde am crezut că am greșit numărul, că nu se poate ca un tată responsabil să ia astfel de decizie, știind cât de nocivă și invazivă este această terapie, dar mai ales cât de dăunătoare îi va fi ficei sale. L-am rugat sincer să nu facă acest lucru, să nu o chinuie inutil, să nu o pună într-o astfel de situație imposibilă. A fost în zadar. M-a anunțat imperturbabil că a doua zi de dimineață vor fi la spital să facă această terapie. M-am simțit rădată, M-am simțit inutilă, dar mai ales m-am simțit copleșită de această informație care mă durea fizic și sufletește, știind că nu pot să impun nimănui nimic, știind că trebuie să respect liberul arbitru al celui din fața mea, indiferent dacă îmi place sau nu. Nu puteam să înțeleg ce înseamnă, ne-am rugat suficient. Oare? Știe cineva ce înseamnă suficient? Sunt călugări, sfinți părinți și puznici care se roagă non-stop și tot li se pare că nu se roagă suficient. Iar noi, noi, mirenii, de unde știm ce înseamnă suficient? Oare faptul că fica sa a avut un răgaz în care s-a simțit atât de bine nu însemna nimic? În ochii și în sufletul acestui tată, oare binele ficei sale nu era mult mai important decât propria comoditate? Da, este adevărat. Este mai simplu să stăm să vizionăm diverse emisiuni TV. Să știm ce a mai făcut cu tare sau cu tare personaj, de obicei oameni care nu s-au remarcat cu nimic altceva decât scandaluri de obicei sexuale sau de fraudă financiară. Dar copilul nostru, care este într-un mare impas al vieții lui, oare nu are dreptul să fie ajutat de noi, părinții lui? nu merită timpul nostru atenția noastră dragostea noastră sprijinul nostru dar mai ales rugăciunea noastră am să vă invit pe cei care încă nu ați apucat să citiți cazurile puterea rugăciunii și inforenergetica și când rugăciunea este terapia însăși pentru a înțelege mai bine ce înseamnă rugăciunea în viața noastră și cât de mult ne poate ea ajuta, chiar dacă este făcută uneori chiar experimental. Însă ceea ce nu știu majoritatea oamenilor este că întotdeauna divinitatea are un cuvânt greu de spus în ceea ce privește destinul nostru. În funcție de anumite lucruri, gânduri, vorbe, acțiune ale celui care își manifestă liberul arbitru, divinitatea acceptă sau nu anumite decizii pripite ale noastre în scopul clar de a ne proteja de anumite efecte negative asupra noastră sau a celor dragi. Și astfel s-a întâmplat ca în dimineața în care micuța mea pacientă era adusă la spital pentru această terapie invazivă și total nepotrivită ei, aparatul care până cu o seară înainte funcționa perfect, S-a stricat miraculos. Medicul, la rugămintea tatălui, a solicitat Spitalul Dr. Bactazar Arsenii să primească pe micuța mea pacientă, să îi se facă această terapie. Și iată-o în salvarea care își urma drumul în mare gravă spre spitalul în care tocmai fusese acceptată. Nu vreau să știu ce simțea Mititica în drum spre cel de-al doilea spital în care, prin această terapie, nu ar fi fost făcută decât să sufere fără rost, fără motiv, dar mai ales fără niciun rezultat. Nu am date și deci nu pot contesta această terapie. Poate, anumitor pacienți le este indicată, poate chiar îi ajută și îi vindecă, însă, în cazul micuței mele, acesta nu ar fi făcut decât să o facă să sufere și mai mult. Au ajuns la cel de-al doilea spital, a fost pregătită pentru terapie și, stupoare, aparatul pe care tocmai se lucrase nu mai voia să o facă și pace. Degeaba s-au agitat cadrele medicale, degeaba a venit depanarea, acesta se ambiționa să nu funcționeze și astfel micuța a fost dusă înapoi la spitalul fundeni. Nimeni nu înțelegea ce se întâmplă și toți așteptau să se repare unul din cele două aparate. Să. Însă, v-am spus, că Dumnezeu nu doarme niciodată și astfel a salvat-o pe frumușica mea dragă să fie chinuită de această terapie. După abiază, am mers împreună cu vecina mea, respectiv mătușa micuței, să o vizităm la spital. Când am intrat pe ușa salonului, micuța, care era într-o stare jalnică, nu mai putea vorbi, nu se mai putea ridica, a avut o reacție care i-a uimit pe toți cei prezenți. Ochii aceia superbi s-au luminat, la fel ca fetișoara ei frumoasă, și un zâmbet larg m-a întâmpinat cu mare drag, iar mânuțele acelea firave s-au ridicat a nevoie să o îmbrățișez. Am strâns-o la piept, am îngâiat-o și am spus cât de mult o iubesc și cât de mult reprezintă ea pentru mine, cu toate că știam că ajunsese la capătul drumului. Simțeam că sfârșitul este extrem de aproape, însă așa cum știți, nimeni nu are dreptul să ia speranța nimănui. Am continuat să o strâng la piept și să o rog să se roage ea la sfântul de care era o crotită și al cărui nume îl purta. Mă iertați, însă cred că ați observat că în niciunul din povestirile mele nu folosesc numele pacienților sau al familiilor lor. În primul rând că nu vreau să-i expun milei publice pe care știu că nu ar suporta-o și pentru că nu consider că este necesar să ne legăm de nume, care până la urmă nu ar reprezenta nimic fără acea persoană care îl poartă. Să o ajute, pentru că ea este un sufletel pur și curat, iar sfântul, sigur, o va asculta și o va ajuta. I-am promis că atunci când se va vindeca, o voi răpi ca pe o adevărată prințesă ce este și vom merge împreună într-o călătorie. Oriunde va dori ea în România să ne plimbăm, doar noi două. A râs, așa cum a putut, destul de greu, însă a făcut-o și-a încuvințat printr-o aprobare cu înclinarea căpșorului ei frumos. Din ochi m-a întrebat ce va zice mama ei de această chestiune, iar eu am încurajat-o spunându-i că o să am eu grijă să o conving pe mama să ne lase să fugim în lume și să ne plimbăm. Am plecat știind că este pentru ultima oară când o voi vedea în viață. Am plecat de la spital după ce trecuse de ora 21. Am ajuns acasă, am apucat să mă dezbrac, să fac un duș și să mănânc ceva pe fugă, când telefonul a sunat strident parcă anunțând că de data aceasta vestea nu este dintre cele mai bune. Era vecina mea care plângând m-a anunțat că la 22-30 frumoasa și micuța mea pacientă se stinsese din viață și plecase spre o lume mai bună și mai frumoasă. Imediat am rugat-o pe vecina mea să o anunțe pe mamă că nu este nevoie să se agite pentru transportul micuței acasă, deoarece, așa cum îi promisesem cu doar o oră și ceva înainte, o voi conduce eu în ultima ei călătorie din această viață. În acel moment nu știam cum îmi voi rezolva problemele la serviciu, nu știam cu ce bani voi putea să ajung acolo unde îmi propusesem, însă știam un lucru îi făcuse micuței mele o promisiune și era imperios necesar să mă țin de ea. Și așa am făcut. Dumnezeu în marea lui înțelepciune mi-a dat soluții pentru toate problemele pe care le-am rezolvat rapid, iar a doua zi plecam împreună cu frumoasa mea prințesă, cu mama ei, cu mătușa și fica acesteia, în ultima ei călătorie pe acest pământ, mă durea sufletul că nu am putut să fac mai mult, că nu am știut poate să. Dar în fața destinului nu te poți interpune și atunci, nu poți decât să veri și o lacrimă și să spui o rugăciune pentru a ușura călătoria celui care pleacă. Deci, în dimineața imediat următoare, am mers la serviciu, unde mi-am rezolvat problema absenței și problema financiară, care era esențială pentru ducerea la îndeplinirea promisiunii făcute frumoasei mele paciente. Și astfel, în jurul orei nouă, am plecat acasă de unde am luat-o pe vecina mea și pe fica acesteia, iar împreună am plecat către spitalul Fundeni, de unde trebuia să o iau pe micuța mea pacientă împreună cu mama sa și să o conduc pe ultimul ei drum. Astfel că la ora 10.30 deja eram în curtea spitalului. Mama fusese și îi cumpărase toate cele necesare și aștepta ca aceasta să fie pregătită de plecarea către casă. În jurul orei 11 am ieșit din curtea spitalului cu direcția autostrada București-Pitești pe unde urma să ieșim din București cu punct, terminus, Târgu Jiu. În oraș, ca în oraș, trafic, aglomerație, lumea multe, stopuri, treceri de pietoni, oameni nervoși, într-un final am ajuns la intrarea pe autostradă și am pornit în marea aventură a ultimului drum terestru al micuței mele de paciente. După câțiva kilometri străbătuți am observat că mașina a început să nu mai meargă la viteza pe care mi-o propusesem de circa 60-65 km pe oră și cu toate că apăsam accelerația până la podea, mașina nu prindea o viteză mai mare de 10-15 km pe oră. Am oprit și pentru că instructorul meu de șoferie mă învățase câteva lucruri absolut necesare pentru cazuri de urgență, am curățat jiglerul, am verificat alimentarea cu benzină, am verificat bujiile și nu mare mi-a fost mirarea când am constatat că totul este în regulă și totuși mașina nu mergea la parametrii normali, ca și când un obstacol nevăzut se opunea cu îndrăjire ca aceasta să meargă la viteza dorită. Și astfel toată autostrada am străbătut-o cu o viteză de 10 km maxim 15 km pe oră. Înainte de ieșirea de pe autostradă, pe partea mea de mers, există un servis auto unde am decis că este necesar să mă opresc, pentru ca și persoane specializate să-și spună opinia în legătură cu această anomalie. După ce am explicat acestora despre ce este vorba, mi-aduc aminte cum un mecanic a început să râdă de mine considerând că o femeie nu se pricepe să facă toate lucrurile de care îi spusesem că mă ocupasem pe autostradă. Am înghițit afrontul fără să comentez nimic și am așteptat ca acesta să mă verifice și să-mi spună unde anume greșisem. După o verificare amănunțită, am observat că acestuia e cam pierise zâmbetul, ba chiar părea de-a drept îngrijorat, apoi a chemat mai mulți colegi care la început au reacționat exact ca și el care râsese de mine, iar apoi, rând pe rând, fiecare... Dintre ei au constatat că totul este în perfectă stare de funcționare, însă mașina nu se tura suficient pentru a ajunge la viteza dorită. Au încercat mai multe variante și au dat cu părerea, s-au contrazis, ba la un moment dat s-au certat fiecare susținându-și opinia care, în final, s-a dovedit a nu fi cea corectă. Concluzia a fost că tot colectivul din acel servis s-a declarat depășit de situație și au acceptat opinia mea care nu avea niciun fel de legătură cu mecanica mașinii. Micuța mea pacientă refuza din motive știute doar de ea, să ajungă mai repede acasă, și de aceea forțe nevăzute și necunoscute nouă se interpuneau, nepermițând ca mașina să meargă cu o viteză mai mare. La început, toți s-au amuzat, însă, după ce fiecare dintre ei a verificat cu mare atenție toate variantele posibile din punct de vedere mecanic, și s-au de declarat fiecare pe rând depășiți de situație, nu au mai avut ce face și au acceptat că poate explicația mea ar putea să conțină un sâmbure de adevăr. E, după ce am primit această confirmare a faptului că mașina este în perfectă stare de funcționare, am purces la drum pe rugăciunea clară ca Dumnezeu să ne ajute, să ajungem la destinație, doar atunci când este benefic, optim și necesar pentru acest drum. Chiar nu m-am mai stresat deloc. Chiar nu am mai avut nicio supărare că mașina nu circulă așa cum o făcea de obicei. Am lăsat lucrurile să curgă de la sine, fără a mai opune vreo rezistență. Am urcat dealul negru în ritmul melcului Cine ne vedea spunea că numai un nebun poate circula cu 10-15 km pe oră, mai ales la un drum atât de lung. Când am început coborârea, viteza, poate și din cauza gravitației, a crescut până la 20 de km pe oră. Aproape când să terminăm coborârea dealului negru, când mai aveam doar câțiva kilometri până să ajungem la drum drept, a început o ploaie atât de puternică încât ștergătoarele nu făceau față. Apoi o negură ca în miez de noapte, cu toate că era în jurul orei 18.30, iar pe 21 iunie, ziua în care eu făceam acest drum, la acea oră era încă lumină afară, ne-a învăluit ca într-un tunel și îndrăznesc să spun că acele imagini parcă erau decupate dintr-un film de groază. Nu reușeam să distingem nici măcar casele din dreapta și stânga șoselei, cu toate că farurile erau aprinse pe fază lungă, iar noi abia dacă reușeam să vedem bine botul mașinii. A mers așa prin acel potop, cred că vreo 80 10 km. După care ploaia a stat la fel de spontan precum începuse, iar mașina s-a stabilizat cu o viteză ceva mai mare cu câțiva kilometri. Acum nu mai circulam cu 10-15 km pe oră. Acum aveam porțiuni în care mașina ajungea și la viteza maximă de 30-35 de km. Oricum era ceva mai bine, iar în mașină nimeni nu se plângea că circulăm prea încet, mai ales că toate persoanele aflate în acel moment în mașină fuseseră martore și văzuseră tot ce se întâmplase, deci nu era nimic ascuns sau premeditat. Acum stând și gândind totul la rece, fără emoțiile care chiar dacă mă mai cuprind și acum numai la gândul acelui drum, realizez că acel moment a fost momentul în care micuța mea pacientă a conștientizat că nu se mai afla în planul terestru, și așa a simțit ea să-și exprime durerea despărțirii de cei dragi, dar mai ales durerea că nu a reușit să-și îndeplinească misiunea personală pentru care venise ea pe acest pământ. Acea misiune fiind întoarcerea părinților ei la credință, la apropierea de Dumnezeu și de cele legate de această stare. Ne-am continuat drumul, iar când mai aveam câțiva kilometri să ajungem la Târgu Jiu, mașina a început să cape de viteză și să nu mai simțim acel obstacol care nu ne lăsa să mergem cu o viteză mai mare. Locul în care urma să fie înmormântată micuța era undeva într-o localitate adiacentă Târgujiului, deci am mai avut de străbătut câțiva kilometri. Și astfel, la ora 22:30, reușeam. După atâtea peripeții, să ajungem în fața casei, în care micuța mea avea de așteptat o zi până la drumul final. De ce am fost atât de exactă cu orele? Păi extrem de simplu. Micuța mea pacientă se născuse într-o noapte, la ora 22:30. Apoi, într-o altă noapte, la aceeași oră, 22.30, murise în spitalul Fundeni. Iar după numai o zi, făcuse totul ca să ajungă acasă, acolo de unde urma să plece pe drumul final al vieții ei, culmea, la aceeași oră, 22.30. Întâmplare sau nu, destin sau nu, cine poate ști? Mai Dumnezeu ar putea să știe toate acestea. Noi putem fi doar simpli spectatori. Iar dacă se întâmplă să fim și eroi acestor evenimente, să ne întrebăm și noi așa, întreagă, oare toate acestea sunt întâmplătoare? Să revenim la drumul străbătut în aproape 12 ore și veți vedea de ce vă fac această invitație. Plecasem din București de vreo două ore. Toate persoanele din mașină tăceau, fiecare cu propriile gânduri, fiecare cu frământările proprii și cu planurile de viitor inerente în astfel de cazuri. Mașina refuza să meargă, așa că toate persoanele erau cufundate în propriile lor gânduri. Nimeni nu dorea să fie deranjat de nimeni. În acest moment este necesar să fac unele precizări care se referă strict la mine, și la capacitățile mele extrasenzoriale. De când am pășit pe calea spirituală a propriei mele vieți, dar mai ales de când am accesat cursurile de infor am stat mult timp și m-am analizat, m-am autoevaluat, m-am autoobservat, deoarece doream să știu ce fel de talent mi-a dăruit bunul Dumnezeu, dar mai ales cum să fac să-l înmulțesc, cum să-l fac cât mai util celor din jurul meu. Și astfel, în timp, am constatat că darul meu este intuiția. Nu știu cum se întâmplă, nu știu să explic de ce și cum funcționează, însă știu un lucru cert. În clipa în care îmi vine un gând anume legat de cineva care în acel moment se află în preajma mea sau cu care sunt în legătură telefonică, chat sau Skype, este absolut necesar să comunic celui vizat ceea ce am primit ca informație. Este o mare greșeală să nu spun deoarece altfel nu-l pot ajuta pe cel din preajma mea și atunci chiar dacă aparent pare o prostie sau nu are niciun fel de legătură cu persoana respectivă, în maximum câteva zile se dovedește că acea informație era absolut necesară persoanei în cauză. Am făcut de vreo câteva ori greșeala să nu spun, iar apoi am regretat deoarece lucrurile au scăpat de sub control și nu au mai putut fi remediate. Deci am o înțelegere cu mine însă, ca tot ceea ce simt că trebuie comunica cuiva, indiferent dacă place sau nu persoanei în cauză, eu spun. Așa s-a întâmplat și la acest drum. În liniștea care se așternuse în mașină, un gând de nicăieri a bătut la poarta sufletului meu inițial știind că nu este tocmai momentul oportun pentru o astfel de informație, am decis să tac. Eventual să-i comunic că lucrurile se vor mai liniști puțin. Însă acel gând nu-mi dădea pace, mă tot și ca na, Și atunci mi-am asumat riscul și m-am trezit spunându-i mamei micuței mele paciente. Draga mea, te rog să mă ierți, însă trebuie să-ți comunic ceva neapărat. Dacă, după ce se vor liniști lucrurile, se va întâmpla să rămâi cumva însărcinată, te rog din suflet să nu avortezi acest copil. Simt că fica ta se va reîncarna extrem de repede, deoarece vrea să-și îndeplinească misiunea personală pe care acum nu a reușit să o ducă la bun sfârșit. Dacă nu aș fi fost eu la volan, știu sigur că acea mamă îndurerată m-ar fi aruncat din mersul mașinii. Probabil că și eu aș fi făcut la fel. Așa însă s-a mulțumit să țipe la mine. Doamnă, eu am copilul mort lângă mine. Ai senzația că mă mai gândesc la astfel de lucruri? Ai nebunit? De ce îmi spui așa ceva? Hm vă puteți imagina cât de tare m-au durut vorbele sale, însă știam, simțeam și nu aveam dreptul să tac, indiferent ce mi-ar fi spus. Apoi mai era un aspect de care trebuia să țin seama. Eu reveneam la București, iar cu această doamnă nu aș mai fi avut ocazia să vorbesc, iar un telefon cu acest subiect ar fi fost și mai neplăcut așa că mi-am asumat jignirile supărarea doamnei și strigătul ei de durere trebuia neapărat să o avertizez trebuia să o opresc să fac o prostie iar acum îi mulțumesc din suflet bunului dumnezeu că mi-a dat tactul răbdarea și perseverența de a suporta jignirile doamnei fără să cârtesc Aveam această obligație față de micuța mea pacientă. Trebuia să fac cumva să nu fie respinsă, să nu fie alungată a doua oară din familia pe care aceasta și-o alesese. Și cu mare bucurie, cum pot spune cu mare drag. Am reușit. La numai câteva luni de la plecarea fiicei sale, această doamnă a constatat că este însărcinată. Abia atunci a înțeles vorbele mele. Abia atunci a preceput de ce tot insistam ca o apucată, de ce mă scuzam și în același timp insistam pe acest sfat care la vremea respectivă părea deplasat. Iar la vremea sortită a venit pe lume o mândrețe de fetiță, care era identică cu cea care tocmai plecase într-o altă lume. Toată familia a rămas mută când toți au constatat același lucru. Și bucurie mare, toți în semn de mulțumire s-au întors cu fața către bunuțu care știe el cum să așeze lucrurile în viața noastră, astfel încât totul să fie așa cum este scris. Acum, fetița este mare și toți sunt fericiți că familia lor este întreagă, așa cum își doriseră de la bun început. O fetiță, un băiat și părinții lor. Am simțit să vă povestesc această întâmplare, deoarece vreau să înțelegeți că uneori și copiii noștri vin să ne ajute pe noi în realizarea misiunilor noastre personale. Și copiii noștri ne pot fi far călăuzitor în viață și ei au partea lor de treabă în viața noastră. Că sunt buni, că sunt răi, toate ne sunt date cu măsură, toate sunt scrise în cartea vieții noastre. Nu are rost să vă spun câtă durere a lăsat în urmă micuța mea pacientă. Nu are rost să mai povestesc cum un sat întreg a participat la mormântarea acesteia, știind-o toți cât de frumușică, dar mai ales cât de cuminte, respectoasă și silitoare era scumpa și minunata mea pacientă. Dumnezeu să te ierte și să te aibă în paza sa, draga mea prințesă. Lacrimile și terapia inforenergetică. Am decis că ar fi necesar să vă povestesc despre experiențele avute cu câțiva dintre pacienții mei, ale căror cazuri erau strâns legate de faptul că toți aveau aceeași mare problemă. Nu puteau să plângă, să verse nici măcar o lacrimă, în niciun fel de situație, oricât de dramatică ar fi fost aceea. Se știe că lacrimile sunt produse de niște mici glande lacrimale, care se află în spatele ploapelor superioare, în colțul extern al ochiului, sunt deliberate prin două canale în spațiul dintre globul ocular și ploapă, sunt întinse pe toată suprafața ochiului în momentul în care clipim și au rol de a lubrifia și proteja ochiul. În ciuda faptului că aparent putem spune că lacrimile sunt doar apă și sare, la o analiză de laborator a acestora putem constata că au o compoziție complexă. Conțin un fel de mucus care le lipește de suprafața ochiului. Vom mai găsi grăsimi care încetinesc evaporarea lor, apoi în compoziție se mai găsesc substanțe antibiotice. De asemenea, vom găsi săruri, vitamine, uree, minerale imunoglobuline și, în mod firesc, apă. În compoziția lor se mai găsește, ca și în salivă, o substanță numită lizom, care are rolul de a omorâ agenții patogeni. Cornea nu conține vase de sânge și, în acest caz, lacrimile au și rolul de a o hrăni. Există mai multe tipuri de lacrimi, fiecare în funcție de cauzele care le-au declanșat. Lacrimile de bază. Acestea se produc tot timpul și au rolul de a lubrifia și proteja ochiul. În cursul unei zile, adică în 24 de ore, se produce aproximativ un gram de lacrimi, această cantitate scăzând odată cu înaintarea în vârstă. Lacrimile reflexe. Acestea se produc când tăiem ceapă, când ne intră ceva în ochi sau când ne lovim în zona ochilor atunci cantitatea de lacrimi este mai mare, deoarece acestea au rolul de a spăla ochiul și de a îndepărta factorul iritant. Acestea se mai produc și în cazul în care căscăm, tușim sau mâncăm alimente picante. Lacrimile emoționale Acestea poartă denumirea emoțiilor care le-a declanșat. Astfel există lacrimi de bucurie, tristețe, fericire, frică, durere, smerenie, pocăință, bucurie, duhovnicească, râs, suferință, provocate de schimbări, de revedere sau de despărțire, etc. Acest tip de lacrimi au o cu totul altă compoziție în comparație cu celelalte două tipuri de lacrimi. Acestea conțin mai mulți hormoni și mai multe substanțe naturale cu un rol analgezic. Omul este singura ființă care poate vărsa lacrimi emoționale. Deoarece știu că timpul vostru este limitat, m-am gândit să vă fac trimitere la un link pe net unde să puteți vedea singuri cum arată diferite tipuri de lacrimi văzute la microscop proiectul numit Topografia lacrimilor al fotografei Roselin Fisher. Găsiți pe net această persoană, a descoperit și a demonstrat prin fotografiile făcute că lacrimile au o structură diferită în funcție de sentimentele care le-au provocat. Lacrimile provocate de curățarea cepei Hmm. Este bine să știți că atunci când curățăm sau tocăm ceapă, din aceasta se eliberează în aer substanțe, alcaloizi volatili, care ne irită mucoasa conjunctivală, însă acestea nu ne afectează în niciun fel ochii, ba chiar îi curăță. Dacă vreți neapărat să nu mai lăcrimați sau să lăcrimați mai puțin, vă recomand să curățați ceapa în apă rece, să o țineți în apă mai mult timp sau să o înghețați înainte de a o toca. Vă voi mai reține atenția doar cu câteva curiozități legate de lacrimi, după care vă voi povesti despre cazurile pacienților mei. Oamenii au un interval de plâns preferat, care este între orele 18 și 20. Un bărbat plânge în medie de șapte ori pe an. O femeie plânge de aproximativ 47 de ori pe an. Pot exista și lacrimile de sânge, care spre nefericirea noastră nu sunt cazuri atât de rare precum ne-am dorit fiecare dintre noi. Acestea pot fi roșiatice sau de un roșu aprins, având culoarea sângelui și reprezintă simptomele unor boli. Acestea pot fi o tumoră pe canalul lacrimal, o conjunctivită sau o lovitură în zona ochiului. Este necesar să clipim cel puțin o dată la 15-30 de secunde pentru ca ochiului să îi se asigure lubrefierea și protecția necesară prin pelicula extrem de fină. Revenind la pacienții despre care vă vorbeam, am constatat că aceștia se plângeau de faptul că nu pot să verse niciun fel de lacrimi în niciun fel de situație enumerată mai sus. Și am încercat să găsesc un răspuns la aceste nedumeriri ale lor, mai ales că am observat că întotdeauna se întâmpla ca, după ce le aplica în prima parte a terapiei inforenergetice, respectiv curățarea inforenergetică, aceștia, în proporție de 95-98%, începeau să plângă instantaneu. Unii plângeau ore întregi, iar alții mai puțin. Din acest motiv am început să fiu mai atentă la astfel de cazuri și am constatat că majoritatea acestor pacienți au o tipologie umană introvertită și considerau că nu este necesar să-și manifeste sentimentele în fața celorlalți. Acest mod de a încerca să ne apărăm intimitatea, din punctul meu de vedere, este unul cât se poartă de nociv. Mă veți întreba de ce spun acest lucru? Dacă Dumnezeu ar fi hotărât ca noi oamenii să nu ne facem cunoscute stările sufletești, nu ne-ar fi dăruit emoțiile, nu ne-ar fi dăruit rațiunea și sentimentele, însă El, în marea lui înțelepciune, a decis ca noi să avem toate aceste atribute, toate aceste caracteristici. Deci, acestea este recomandabil a fi folosite, a fi exteriorizate, a fi manifestate. Dacă un nou născut nu și-ar exprima dorința să fie schimbat, să i se dea mâncare sau să își exprime nemulțumirea atunci când ceva nu-i convine, când se simte rău, atunci când mama nu ar avea niciun control asupra lui, ci pur și simplu ar face automat aceste lucruri care nu ar avea nicio legătură cu dorința bebelușului. Iar starea de disconfort al acestuia este Posibil să se agraveze deoarece el poate solicita să fie schimbat, iar mama îi dă doar să mănânce. Sau poate dorește să anunțe că nu se simte bine, că îl doare ceva, iar mama, fără a verifica starea de sănătate a acestuia, l-ar hrăni, l-ar schimba și l-ar plimba timp în care copilul ar crește, poate temperatura sau l-ar durea burtica îngrozitor. De aceea eu consider că orice sentimente de orice tip este necesar să fie exprimate, să fie aduse la cunoștința celor din jur, familie, prieteni, cunoscuți, etc., care, chiar dacă nu ne-ar ajuta poate cu nimic, măcar ar ști ce probleme ne frământă și nu ne-ar mai agasa cu alte lucruri care în acel moment nu sunt importante pentru noi. Sau există șansa ca cei din jur să ne întindă o mână, să ne ajute fizic, psihic, dar mai ales sufletește, să ne purtăm povara, să ne revenim după o anume experiență traumatizantă sau mai puțin plăcută, să ne ajute să ne adunăm cioburile sufletelor noastre rănite și astfel să putem să ne reîntregim și să mergem mai departe pe drumul vieții noastre. Am să vă rog să faceți un exercițiu de imaginație. Sunteți împreună cu cineva drag vouă. Poate va rănit poate va făcut o bucurie poate alegeți voi ce variantă vreți și în acel moment sufletul vostru simte sincer că ar dori să-i spună celui drag de lângă el că îl iubește că îl iartă și că este profund recunoscător că face parte din viața lui mentalul vostru respectiv orgoliu, care este unul dintre cele mai perfide și nocive defecte ale ființei umane, din nu știu ce pricină se opune, refuză să facă cunoscute aceste sentimente și își impune tăcerea. După câteva zile, persoana respectivă are un accident și moare sau o despărțiți irreversibil sau, vă rog, alegeți voi varianta care vă convine. Iar atunci, Vă dați seama că regretați sincer, că ați avut șansa să-i spuneți ceea ce simțeați pentru ea sau el, că ați fi avut șansa să nu vă despărțiți fără ca acea persoană să știe exact ce simțiți, ce sentimente nutriți pentru ea. Oare atunci ce veți simți? Cum va fi sufletul vostru? cum veți putea oare să trăiți cu vina, că ați fi putut să spuneți ceea ce simțiți și nu ați făcut-o? Cât timp vă veți simți execrabil doar pentru că orgoliu v-a condus sufletul? Cu timpul vei învăța că încercând să ierți sau să ceri iertare, să spui că iubești, să spui că ți-e dor, să spui că ai nevoie, să spui că vrei să fii prieten dinaintea unui mormânt nu mai are niciun sens. George Luis Borges spune aceste lucruri. Știu exact ce veți simți, dar eu am experimentat sentimentul și este cumplit. Mă veți întreba cum de-mi permit să vă dau sfaturi dacă chiar eu le-am încălcat. Îmi permit, pentru că atunci când am făcut această greșeală, nu știam ce știu acum, nu căpătasem această cunoaștere care m-a ajutat să mă înțelepțesc, poate nu total. Mai am încă multe de învățat, de rezolvat, de înțeles, însă Mă străduiesc. Iar acum am obligația morală și sufletească să spun ceea ce știu, să informez pe cei din jur, să-i ajut să nu experimenteze lucruri atât de dureroase, dacă pot învăța din experiența mea sau a altora. Deci, acum se simte nevoia să vă povestesc despre o anume pacientă a mea care a trăit tot ceea ce v-am spus până la virgulă. Eram în vizită la o prietenă care mi era și pacientă. La un moment dat, discutând de una, de alta, am ajuns și la acest subiect al lacrimilor. Și dintr-o dată și-a adus aminte că are o prietenă care suferă cumplit din acest motiv. Mi-a povestit cum aceasta, cu câțiva ani în urmă, își pierduse mai întâi soțul care se îmbolnăvise grav și după o perioadă murise. Tot timpul cât îl îngrijise, fusese atentă, să nu-i lipsească nimic material. Însă uitase cu desăvârșire să-i spună cât de mult îl iubește și cât de fericită fusese că îi devenise soție. În momentul în care acesta a murit, a conștientizat că nu făcuse ceea ce își dorise, concentrându-se pe lucruri care erau importante, însă nu atât de importante precum ar fi fost dacă i-ar fi spus că de mult îl iubește. A rămas cu această vină, care a fost atât de profundă încât nu a reușit să verse nici măcar o lacrimă, o singură lacrimă la mormântarea lui. Ba, s-au mai suprapus și gurile rele, care, așa cum se întâmplă mereu, au început să cărcotească, că nu s-au înțeles, că nu s-au iubit, că de aceea nu-l plânge, pentru că, știți voi mai bine, aberațiile lumii lucru care a îndurerat-o și mai rău și nu a mai putut nici să mai iasă din casă de durerea pricinuită. La numai câteva luni după acest trist incident îi moare și unicul copil, fica sa, într-un accident de mașină, tocmai după ce avuseseră niște discuții contradictorii, moment în care și-au spus lucruri grele și de o parte și de cealaltă, nici acum nu a avusese șansa să-i spună fiicei sale că, în ciuda faptului că o supărase atât de rău, ea totuși o iertase și o iubea. A venit ziua în mormântării și iar nu a reușit să verse nici măcar o lacrimă, și iar gura lui a început a cărcoti câte în lună și câte în stele, iar ea atât de rău suferea încât recuseră, în momentul în care am aflat de aceste lucruri, peste trei ani, iar dumnea ei nu trecuse nici măcar pragul casei să ducă gunoiul până la ghena de pe palier. Suferea atât de mult încât parcă și lacrimile îi se caseră. Între timp se îmbolnăvise și ea. Știți, sunt atât de multe cazuri în care oamenii au murit pur și simplu de inimă rea și nici ea nu era prea departe. Am decis spontan că este cazul să o văd și să încerc să o ajut dacă Dumnezeu va îngădui acest lucru și dacă a venit vremea să primească ajutor, și iată-mă împreună cu prietena mea sunând la ușa acestei doamne. A deschis o femeie de vreo 50 de ani care arăta mult îmbătrânită, ridurile de expresie a durerii pusese răstăpânire pe fața ei. Probabil că zâmbetul nu mai apăruse pe acest chip de ani de zile. Prietena mea m-a prezentat, spunându-i câteva cuvinte de ce eram acolo. S-a întâmplat ca doamna respectivă să mă placă din primul moment în care m-a văzut și să-i creeze acea stare de încredere, acea stare de bine pe care ți-o dau în general oamenii apropiați sufletului tău. Ne-a invitat în sufragerie, ne-am așezat în jurul mesei, extrem de curate, semn că probabil era ștearsă de mai multe ori pe zi, de altfel, toată casa sclipea de curățenie. I-am explicat că sunt îngrijorată de starea dumii sale și că dacă nu se supără foarte rău, doresc să încerc să o ajut. M-a ascultat cu mare atenție, a rămas cu gândul pierdut probabil în trecutul său care îi crease aceste stări. Apoi, după câteva momente, parcă s-a trezit dintr-un vis și mi-a spus Eu ce trebuie să fac? I-am răspuns că nu trebuie să facă nimic în afara unor rugăciuni în timpul cât eu voi lucra pe dânsa. Am scos ansa, am măsurat, am verificat și m-am apucat să lucrez. Între timp observam cum, pe măsură ce lucram, barba doamnei respective începea să tremure și observam cum se străduiește să-și stăpânească emoțiile care o coprinseze spontan. În acel moment am rugat-o șoptit să se lase în voia stării care o cuprinde, să nu încerce să-și oprească stările prin care trecea în acel moment. Chiar în momentul în care am terminat să lucrez, lacrimile Doamnei au țâșnit cu putere și un plâns care izguduia toată ființa a pus stăpânire pe dânsa. Și eu și prietena mea ne-am abținut să scoatem vreun sunet, această femeie avea nevoie de aceste lacrimi pe care le aștepta de atâția ani. Avea nevoie să-și vindece Sufletul bolnav de durere și de mușcare. Am lăsat-o să plângă în voie. După vreo 15 minute am măsurat când să revin la dânsa, i-am comunicat, am ridicat și am plecat, fără să o întrerup din ceea ce îi aducea în sfârșit liniștea și pacea Sufletului său, chinuit de atâtea remușcări și acele pierderi ireparabile A doua zi când am intrat pe ușă doamna era parcă aproape de nerecunoscut era mult mai tânără extrem de relaxată și un zâmbet aproape imperceptibil îi lumina fața Primul lucru pe care mi l-a spus după ce ne-am salutat a fost că în dimineața acelei zile se trezise într-o formă în care nu mai fusese de ani de zile și hotărâse să iasă din casă și să-și cumpere pâine și lapte. Aproape că nu mai recunoștea cartierul, nu mai recunoștea vecinii din bloc, excepție făcând doar cei care, în toți acești ani, o ajutaseră cu cumpărăturile și alte nevoi pe care le avusese această doamnă. Ne-a povestit cum s-a oprit pe o bancă și a stat la soare, pe care nu-l mai simțise de atâta amar de vreme pe fața sa. Apoi ne-a povestit cum a admirat pomii, florile și oamenii pe lângă care trecea. Speranța, liniștea și armonia încercau timid să reintre în viața acestei femei. M-am bucurat atât de mult aflând toate acestea. Parcă mi ieșiseră toate cele șase numere la loto, parcă era izbânda mea personală și poate că, într-un fel, chiar era. Încă o dată intuiția mea nu dăduse greș. În timp ce prietena mea îmi povestea despre necazurile acestei femei, am simțit că este imperios necesar să încerc să o ajut, iar dacă Dumnezeu va decide că a venit vremea, lucrurile se vor întâmpla aievea. Și iată că se întâmplau după prima ședință. Nu a fost necesar să merg la Dumnezeu decât de trei ori, după care, măsurând, nu am mai avut permisiunea să mă duc. Am tot întrebat-o pe prietena mea de această doamnă. Am aflat că este bine, că acum dânsa este cea care îi ajută pe alții care sunt în nevoie, iar asta m-a bucurat extrem de tare. Bucuria unui terapeut, a unui medic, a unui om care face ceva bun pentru semenul său este să-l vadă pe acesta că și-a recăpătat speranța, credința, liniștea și armonia interioară care găsit acea forță și dorință de a continua drumul vieții, chiar dacă nu întotdeauna este ușor. Iar eu nu fac o excepție de la regulă, totdeauna aceste lucruri sunt darurile cele mai de pentru sufletul meu, mulțumirea supremă că timpul meu a fost dăruit cu folos celui pe care l-am ajutat într-un moment de cumpăn al vieții sale astfel de cazuri am mai avut, însă niciunul nu a fost atât de dramatic, atât de profund, atât de dureros, însă cu un rezultat atât de rapid și de benefic persoanei respectivă. Alți pacienți sufereau din cauze legate de deziluzii în dragoste, dar mai ales de faptul că nu au avut curajul să spună lucrurilor pe nume uitându-se în ochii celui care l-a dezamăgit atât de profund iar alții erau îndurerați de ofense aduțe de șefi în fața cărora de frică sau alte motivații nu avuseseră tupeu să-și susțină punctul de vedere până la capăt și rămăseseră cu sufletul împietrit de durere. Fiecare pacient este o poveste aparte, fiecare ar putea oricând să scrie un roman propriu cu viața și experiențele sale. Când fiecare dintre ei are vremea sa când pot fi ajutați, când pot fi vindecați, când pot să ia viața de la început cu un zâmbet în colțul gurii. De ce am simțit această nevoie de a vă povesti aceste lucruri care poate par banale? De ce am considerat că este necesar să știți aceste lucruri? Pentru că vreau să știți că cele mai banale evenimente din viața voastră vă pot influența structura sufletească, care dacă este afectată prea rău, poate să ne afecteze psihicul, iar de aici, la bolii concrete, în structurile noastre fizice, nu mai este decât un pas. Îmi doresc să prevenim decât să vindecăm boli care uneori, scăpate de sub control, ne duc într-o zonă în care nu se mai poate face nimic, în care deznodământul nu este decât unul singur ca să nu adaug faptul că uneori o informație ne poate ajuta atât de mult să ne rezolvăm problemele fără a mai fi nevoie să suferim ani de zile, ne găsim soluția optimă de rezolvare a problemei. De aceea cred din toată ființa mea că timpul pierdut pentru citirea acestei cărți este de fapt un tip câștigat, un timp care vă va ajuta probabil în vreo situație de criză, atunci când ni se pare că nimic nu mai poate fi reparat, pus pe linia de plutire, când ni se pare că viața noastră nu mai are niciun rost și sens. Greșit. Viața noastră, a fiecăruia, este importantă. Toți suntem unul și unul suntem toți. Toți avem nevoie de semenul nostru, indiferent din ce colț al lumii ar fi el. Fiți deschiși, fiți sinceri. Fiți voi înșivă, Nu mai purtați măști. Nu vă mai schimbați frumusețea sufletelor voastre cu teorii despre o politețe prost înțeleasă. Doar că într-un anume moment este necesar să vă argumentați anume decizii, anume sentimente, anume stări. Faceți acest lucru cu cea mai mare sinceritate și onestitate de care sunteți în stare. Cei care vor primi aceste informații de la voi, poate la început, se vor supăra, poate îi va deranja sinceritatea voastră. Însă, după ce vor cântări cele argumentate de voi, dacă sunt oameni de calitate, vă vor deveni cei mai buni prieteni. Dacă nu, nu aveți nevoie de ei în viața voastră. Puteți trăi fără oameni falși, prefăcuți și mincinoși. Puteți răzbi în viață fără a fi necesar să faceți astfel de compromisuri. Voi, marea majoritate a oamenilor, sunteți buni și frumoși. Nu vă mai lăsați manipulați de false interese. Nu vă mai prefaceți că sunteți fericiți când voi suferiți cumplit. Spuneți cu voce tare ce vă prământă. Ce vă doare, ce vă doriți, ce simțiți, dar mai ales cum vă simțiți în anume momente ale vieții voastre. Spuneți-le celor pe care îi iubiți, cât de mult reprezintă pentru voi prezența lor în viața voastră, cum tot atât de bine este de a spune și celor care ne deranjează ceea ce nu ne place la ei. Veți vedea și veți constata singur de câte suferințe veți fi ocoliți, de câte griji veți scăpa. Vă doresc fiecăruia dintre voi să fiți sănătoși, să fiți fericiți, să fiți iubiți și apreciați pentru frumusețea, sinceritatea și onestitatea voastră. Miracolul există. Era o zi călduroasă de vara anului 2000. Mă trezisem dimineața și prinsesem răsăritul soarelui, care îmi încântase privirea, sufletul și toate celelalte simțuri. Îmi băuse în cafeaua la masa din curtea casei, ascultând păsărelele certărețe, care se ospătau vesele din micul dejun pe care îl pregătesc în fiecare dimineață cu atâta dragoste. Primisem cu o zi înainte un telefon de la o prietenă care mă invita la ea să-mi ceva, la început mă codisem să bat drumul până la ea, mai ales că locuiește în zona Dristor 2, iar eu în zona București noi. Ca să ajung la ea, trebuia să tai București în două. Dar m-am hotărât că nu este cazul să mă las rugată și iată-mă dimineața, urcându-mă în mașina personală și plecând la drum. Ca de fiecare dată când universul îmi pregătește ceva special, deosebit, inedit, aveam o stare de fericire, o stare de bine care îmbucura întregul organism dar mai ales învibra sufletul simțeam că ceva se va întâmpla știam cu precizie matematică că urmează ceva ce niciodată nu știu dinainte simt dar nu pot spune concret ce mi se va întâmpla Agitație, stopuri, frâne, claxoane, furnicari de oameni, care mai de care mai grăbit să ajungă unde și-au propus. Aceasta este atmosfera din București, în orice zi ți propune să-l vizitezi. Cu toate acestea, este un oraș special, un oraș care freamătă de viață, de bucurie și tristețe, de râsetele copiilor, dar și de geamătul mut al bătrânilor care se deplasează târându-și picioarele dintr-o locație în alta, mergând la copii să-și ducă nepoții la grădiniță sau școală sau ducându-se la medic să-și ia medicamentele fără de care nu pot trăi. În București totul este mișcare, totul este viață, nu găsești prea multe locuri de pace și liniște, de calm și armonie de plină totul vibrează de viață. Dacă vii dintr-un alt oraș, vei simți oarecum diferența de vibrație, de freamăt, de agitație. Dar dacă vii dintr-un sătuc uitat de lume, unde abia dacă mai trece câte o căruță pe ulița satului, cărând povara fânului proaspăt cosit sau al paielor sau al cocenilor, iar oamenii parcă nici nu există, fiecare cu treburile lui, pe pământul lui, în grădina lui, singura zi în care este oarece forfotă și mișcare fiind duminica, când tot satul iese la biserica din sat, atunci lucrurile stau total altfel. Persoana respectivă se va simți copleșită de atâta forfotă, de atâta agitație, de atâta mișcare continuă. Nu va dori să întârzie în acest oraș mai mult decât este necesar pentru a-și rezolva problema care l-a adus în capitală. Cu aceste gânduri și constatări personale, conduceam prin furnicarul bucureștean, apropiindu-mă încet de ținta drumului meu. O bătrânică tocmai a fost prinsă de culoarea roșie a semaforului în mijlocul străzii și, complet derutată, nu știa ce să facă încotro să o mai ia. Mă opresc și o aștept să treacă. Ceilalți șoferi, cu toate că m-au înjurat printre măsele, s-au oprit lăsând-o să treacă pe trotuarul de vis-a-vis. -vis. Îmi continu drumul încet, încet, într-o coloană lungă de mașini, unde șoferii sunt unii calmi și relaxați, alții sunt nervoși, agitați și pregătiți în orice moment cu o înjurătură adecvată evenimentului scat. Eu sunt calmă dar îmi doresc să ajung să o întâlnesc pe prietena mea și pe soțul ei și să povestim câteva minute după care să-mi văd de treburile mele sunt pe bulevardul Ștefan cel Mare și am impresia că nu ne mișcăm deloc prin stop după stop iar o intersecție o traversez abia după ce se schimbă culoarea semaforului de mai multe ori a început să fie din ce în ce mai cald, iar asta se vede și în reacțiile șoferilor, nervoși că nu pot avansa în aglomerația creată. În sfârșit am ajuns la Bucurobor. Iată, am trecut și de intersecția bulevardului Iancului. În sfârșit am ajuns la Dristor. Cotesc dreapta, apoi imediat stânga, trec intersecția și prima alee la dreapta, primul bloc. Gata, am ajuns. Găsesc un loc și parchez cu gândurile împrăștiate la drumul destul de anevoios pe care îl parcursesem în această dimineață și mă întrebam, ce m-aș fi făcut dacă ar fi fost să locuiesc atât de departe de locul meu de muncă, în fiecare dimineață să trec prin aceste teste de răbdare și perseverență? Hmm. Sau poate să fie ales varianta B? cea cu metroul, cu coborâtul și urcatul scărilor de la metrou, cu zarva și agitația nelipsite din orice mijloc de transport. Sun, prietena mea mă întâmpină cu un zâmbet larg, cu bucuria că în sfârșit am ajuns și mă anunță că soțul ei a făcut cafeaua deja, care așteaptă să fie băută. Cafeaua este extrem de gustoasă. Hm, și o spun eu, care niciodată nu mi-a plăcut cafeaua, dar am băut-o, deoarece, fiind hipotesivă, aveam recomandarea medicală de a bea zilnic o cafea. Ne bucuram unii de alții și povesteam vrute și nevrute pe nerăsuflate ca și când timpul s-ar fi condensat și trebuia să ne grăbim să nu uităm ceva. După câteva minute, timp în care abia am apucat să mă așez pe fotoliu și să gust cafeaua burindă, pe care soțul prietenei mele a adus-o pe o tavă superbă de argint, în niște cești de porțelan, veritabil semn de mare prețuire din partea lor față de mine, am exclamat destul de precipitată: Eu trebuie să plec! Prietena mea și soțul ei s-au uitat mirați la mine, apoi unul la celălalt, timp în care eu, dându-mi seama de uimirea lor și uimită și eu însă de exclamația mea, încep să mă scuz că. Uh, nu știu de ce, uh, dar eu trebuie să plec. Aceștia erau uimiți, mirați și chiar iritați de decizia mea spontană, neînțelegând ce se întâmplă, ce m-a făcut să iau o decizie atât de rapidă, prietena mea arătându-se chiar nemulțumită că m-am decis să plec atât de repede. Insistențele lor nu au avut efectul scontat, deoarece cu cât insistau mai mult, cu atât eram mai convinsă că exact în acel moment trebuie să plec, nu peste 5, 10 sau 15 minute. Am luat ceea ce aveam de luat de la prietena mea și cu o grabă pe care nici eu nu o înțelegeam, am plecat aproape fugind pe scări, părându-mi se că va trece o veșnicie până va veni liftul. M-am urcat în mașină, și am demarat în trombă de parcă eram la raliu, parcă eram la concurs de mașini. Am ieșit în strada principală și am făcut stânga spre oraș. La nici 500 de metri din locul în care am ieșit în strada principală, am observat o mulțime de oameni care priveau îngrijorați către ceva nedefinit ochiului meu până în momentul în care, fiind în dreptul acestei mulțimi de oameni, printr-o fantă micuță, micuță de tot, de câțiva centimetri, am văzut căzută pe iarbă o persoană de sex feminin. La prima stradă din dreapta mea am oprit, am parcat mașina, mi-am luat poșeta și am grăbit pasul către persoana căzută pe spațiul verde. Cu capul în pământ, fără să privesc nici în dreapta, nici în stânga mea, mergeam grăbită, să văd ce s-a întâmplat și singurele semnale auditive pe care le auzeam erau de genul. Săraca! Era femeie tânără. De ce o fi vrut să moară? Sau, păcat, avea toată viața înainte. Ce o fi făcut? Sau, păcat, are copii și ea săraca. Fără să fac niciun efort, fără să cer permisiunea Oamenii se dădeau în dreapta și în stânga, lăsându-mă să trec de parcă era cel mai firesc lucru din lume, ca eu în acel moment să trec pe acolo și nimeni să nu mi se împotrivească, apoi să se replieze în spatele meu. Am ajuns lângă femeie, am pus poșeta jos în iarbă, am scos ansa cu raportorul și am început să măsor, fără a ridica privirea. După ce am terminat de măsurat, m-am apucat să fac ceea ce învățasem la cursurile de infor energetică, fără să împese că mentorul nostru întotdeauna ne spusese să nu lucrăm în aglomerații mari de oameni, deoarece unii se pot sminti văzându-ne lucrând acolo. Dar în acel moment nimic nu era important decât să salvez o femeie, dacă asta era în voia lui Dumnezeu. Am lucrat preț de câteva minute, timp în care murmurul din jurul meu încetase ca prin farmec. Era o liniște apăsătoare și toată lumea aștepta să vadă ce se va întâmpla. După câteva minute, în care am lucrat aproape fără să respir, pacienta mea a tușit exact ca un necat care se străduiește să dea apa înghițită afară am îngâiat-o ușor pe obraz. M-am aplecat la urechea ei și am întrebat-o ce a făcut. A avut o reacție de durere sufletească. A oftat prelung și m-a întrebat. De ce nu mai lăsa să mor? Vreau să mor! Nu mai vreau să sufăr! Nu mai vreau! M-am aplecat din nou la urechea pacientei mele și am spus pe un ton ferm să se culce mai departe. Aceasta a adormit instantaneu, timp în care eu am continuat să lucrez și în același timp să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că a dorit să lucreze de această dată prin mine și să nu lase un suflet să plece înainte de a-și termina misiunea personală pe acest pământ. Am terminat ceea ce aveam de făcut. Am îngâiat-o ușor pe obraz și am întrebat-o ce a luat și de ce vrea să moară mi-a spus că s-a certat cu soțul, că s-a săturat să se certe mereu, după ce ea muncește zile întregi în frig sau căldură, în ploaie sau zăpadă. Atunci am spus că ea nu are dreptul să decidă când să moară, deoarece Dumnezeu ne-a dat viața și numai El are dreptul să ne ia atunci când consideră că ne-am terminat treaba pe acest pământ. Am îngăiat-o de mai multe ori, pe obraz și pe frunte am încurajat-o și am spus că niciun motiv de pe pământ nu este suficient pentru a ne dori moartea și mai ales niciun motiv nu ne dă dreptul să ne abandonăm copiii. Aceștia, în condițiile în care i-am dorit și au câștigat dreptul să crească alături de mama lor, împreună cu mama lor, nu ne dă nimeni dreptul să-i lăsăm singuri pe lume. Am făcut câteva măsurători să mă asigur că totul este în regulă, după care am ridicat privirea către mulțimea care începuse să murmure încet de parcă nu voiau să strice momentul magic care se crease în acel spațiu și timp. Am adresat rugămintea de a fi ajutată să o transportăm pe pacientă până la mașină pentru a o duce cât mai urgent la primul spital pentru spălături stomacale. Din mulțime, s-a auzit o voce de bărbat extrem de agitat și nervos care mi-a tăiat-o scurt. Eu? Eu o duc la spital! Eu am fost primul aici!" Și a continuat să-și revendice dreptul primului venit la locul respectiv. Nu am ripostat. Nu am deschis niciun fel de discuție în contradictoriu, ci pur și simplu am spus clar și răspicat că nici măcar nu este important cine o duce la spital, Atâta timp cât ajunge în timp optim acolo, pentru ca medicii să se ocupe de partea fizică a pacientei. Mai mulți bărbați s-au precipitat să o ducă pe brațe la mașina bărbatului respectiv. Nici măcar nu așezaseră bine în mașina acestuia, că s-a și auzit sirena unei salvări care se apropia în viteză către grupul de oameni care asistau neputincioși la cele întâmplate. Fără asta prea mult pe gânduri, bărbații au ridicat-o pe femeie și au mutat-o în salvare, unde au întins-o pe targa special amenajată pentru astfel de cazuri. M-am ridicat din locul în care, până în acel moment, nu mă mișcasem și m-am dus spre salvare, unde am întrebat-o pe asistenta medicală dacă îmi poate spune la ce spital o vor duce pe această pacientă. Asistenta vizibil deranjată de întrebarea mea, m-a întrebat dacă fac parte din familie. Ra răspunsul meu că nu, nu fac parte din familie, dar sunt o persoană care ai pasă și ar dori să știe ce se întâmplă cu aceasta, evident enervată de răspunsul meu, mi-a spus pe un ton agitat. Tu te femeie de aici, ce te interesează? Hai, lasă-ne în pace că ne grăbim. După care mi-a întors spatele și s-a urcat în salvare, vizibil iritată că o persoană străină vrea să știe despre o altă persoană cum se simte aceasta. Eu, calmă, mi-am făcut Sfânta Cruce, spunând cu un glas molcom, dar destul de tare astfel încât să fiu auzit-o. Iar tu, Doamne, că săraca, nu știe ce face. Nici în ziua de astăzi nu am înțeles de ce am avut această reacție. De ce am spus aceste cuvinte? De ce am simțit o mare ușurare atunci când, liniștită, m-am urcat în mașină și am plecat spre casă. De foarte multe ori am stat și m-am gândit ce s-ar fi întâmplat dacă eu nu aș fi ascultat glasul sufletului meu care mi-a dat ordin ca, fix în acel moment, trebuie să mă ridic și să plec de la prietena mea. Ce s-ar fi întâmplat? Dacă nu aș fi oprit atât de hotărâtă și decisă, că pot fi de ajutor. Pur și simplu, știam că trebuie să fiu acolo, să fac ceva, astfel încât inevitabilul să nu se întâmple. Dumnezeu sigur a fost, ca de fiecare dată, acolo, lângă mine, în mine, și a lucrat prin mine nevrednica și păcătoasa aleasă de el să facă ceea ce este necesar în anume situații. De viață și de moarte. Am avut zile întregi în care eram uimită de toată această întâmplare, de acest deznodământ fericit în acest caz, de bucuria că încă o dată m-am dovedit soldatul disciplinat care respectă ordinele primite de sus. O vedeam pe acea doamnă acolo, întinsă pe iarbă, cu fața în sus, cu o paloare pe care sigur. Nu o voi uita până ce nu mă voi întoarce acasă, acolo, în împărăția lui Dumnezeu. Îmi doresc să ajung acolo și știu că dacă mă voi strădui suficient, prin faptele mele voi reuși să ajung unde mi-am propus. A doua zi am întâlnit cu prietena mea, care a început să-mi povestească ce s-a întâmplat la ea în cartier cu o zi înainte, după ce eu plecase. Povestind un cu lux de amănunte cum o femeie din cartier care era florărea sa din colț dorise să moară după o ceartă cu soțul ei și cum a trecut pe acolo o femeie care... Hm. În acel moment, prietena mea s-a întrerupt brusc, strigând plină de uimire, bucurie și extaz. Măi, Neluța, tu ai fost? Nu așa că tu ai fost? Până acum nu mi-am dat seama, dar..." Sigur tu ai fost, pentru că după plecarea ta, soțul meu a coborât să cumpere pâine și a aflat ce se întâmplase cu câteva minute înainte. I-am confirmat că, da, este adevărat, dar că nu merită aprecierile ei, în condițiile în care eu fusesem doar persoana prin care lucrase Dumnezeu, deci nu merită atâtea laude. Practic, Acolo trebuia să fiu în acel moment și am fost atât și nimic mai mult. Între timp am aflat că doamna respectivă a ieșit din spital, se simte mult mai bine și are început lucrul la florăria din colț și am înțeles de la prietena mea că nu își mai dorește să moară, pentru că i-a spus ei cineva atunci când era să moară că Dumnezeu ne-a dat viața și tot el o va lua numai atunci când este scris în cartea vieții noastre. V-am povestit această întâmplare, cea mai spectaculoasă, dar și cea mai dramatică dintre toate cazurile mele, nu pentru a mă lăuda, Doamne ferește, ci pentru a înțelege că această terapie inforenergetică ajută în toate cazurile de la cele mai simple, la cele extreme, de la o simplă durere de cap, la o revenire din tărâmul umbrelor, de la o compatibilitate cu o persoană, la beneficitatea unei afaceri nou începute, etc. Paleta este infinită. În această cunoaștere inforenergetică nu există bariere de distanțe, blindaje de orice fel, nu contează rasa sau religia persoanei conciliate. Această cunoaștere ne poate ajuta necondiționat în orice situație. De aceea, vândem cu toată dragostea, cu toată cinstea și onestitatea să apelați fără nicio rezervă la orice terapeut inforenergetician. Nu vorbim aici de falși terapeuți, de aceea feriți-vă cât puteți, deoarece vă pot face mai mult rău decât bine. În mod normal și firesc, ar trebui să vă invit să veniți la mine. Că eu fac, că eu dreg, că una, că alta, într-adevăr, fac tot ceea ce depinde de mine pentru pacienții mei. Însă este posibil, ca din diverse motive, să nu vă placă figura mea, să nu simțiți că doriți să vă ajut eu. Nu asta este important. Dacă sunt eu, important. Este să mergeți negreșit la astfel de terapeuți care vă pot ajuta în orice condiții. Și slavă Domnului că există peste 30.000 de terapeuți în toată țara. Aceasta este o meserie trecută în nomenclatorul meseriilor din România. Diplomele sunt recunoscute și poți practica această terapie energetică în condițiile prevăzute de lege. Dacă simți că sufletul tău are nevoie de ajutor că fizicul tău, din diverse motive, cedează ușor, ușor. Dacă din curiozitate sau nevoie vrei să fii ajutat, contactează-mă pe mine sau pe alți colegi. Important este să apelați la cineva care știe ce are de făcut să vă ajute. Nu contează că îl cheamă Neluța, Ion sau Elena, așa ca un exemplu vorbind acum. Acum.